Banciu la Sport Total FM. Șoc! Începem și noi emisiunea așa cum se obișnuiește pe la televiziuni, mai ales cele de actualități, de știri. Șoc! Steaua beneficiază de un sistem de recrutare inedit. Aflăm noi din presa noastră Petre Grigoraști, că ar fi scouterul Stelei. Să fie șocant, să nu fie șocant. Pe undeva nu e șocant, pentru că Steaua neavând pe nimeni la club, e normal să se sprijine pe alții. Dar e șocant pentru Meme, că el era și pe post de scouter. Nu, el este cu paharul. El știe când să duc jucători în club, când ar trebui să vină, e cu totul altceva. El e paharnic, practic, la Steaua asta, cu Scaua nu și niciodată. Păi da, am văzut și eu acolo pe prima pagină jucătorii pe care i-a descoperit, i-a născut, i-a creat, i-a șlefuit Petre Grigoraș, care a ajuns la Steaua. Păi Meme în viața lui n-a adus atâția. Deci, la ce bun? Da, oricum, Grigoraș îl bate când vine vorba despre priceperea între ale fotbalului. Drama în Italia, un român de 32 de ani a murit pe terenul de fotbal, nu o să insistăm foarte mult. Noi era o echipă de amatori și n-a murit pe terenul de fotbal, e un anunț șoc menit doar să te facă să citești. A murit în drum spre casă, de fapt până la urmă la spital, ca să o spunem pe aia. Dar s-a făcut rău, un amărât din ăsta care juca și el pentru o echipă de Liga Onoare pe acolo. S-a făcut rău în timpul meciului, a fost schimbat. Asta a rămas pe bancă până s-a terminat meciul, după care a plecat cu colegii spre casă, probabil la o băută. Așa, și s-a mai făcut rău odată, a ajuns la spital și a murit. N-are legătură neapărat cu meciul, pentru că el intrase la pauză, am înțeles, a jucat vreo 20-30 de minute, repriza a doua a fost schimbat. Nu înseamnă că de la meci s-a făcut rău, avea altceva, cine știe ce se întâmplase cu el. Mai interesant este, eu pe ăsta l-aș fi pus pe prima pagină, dialogul dintre Ion Siriac și Mircea Lucescu. Da, ăsta e genial. Da, nu știu dacă e un dialog imaginar, dar în orice caz se zice că în direct la Dolce Sport Mircea Lucescu i-a explicat lui Ion Siriac cum se petrec lucrurile în businessul ăsta care se numește fotbal. Mircea Lucescu și Ion Siriac, primul, 67 de ani, fost mare fotbalist și mai faimos ca antrenor. Cum? Aș zice mai degrabă invers, calificat acum cu Shakhtar în optimile Champions League. De partea cealaltă, cel mai influent român din lumea tenisului. Aici cred că ar fi mai degrabă Ilie Năstase, căutat în continuare de firmele din vest pentru reclamă. Ilie Năstase este imaginea unei mărci de ceasuri elvețiene, imaginea, Hublot mi se pare, nu mai știu care, imaginea unei mărci de whisky, dar cui nu și-a vândut imaginea, Ilie Năstase? Da, numai că la el nu folosește la nimic. Ilie Năstase, dacă îi dai acum $1,000,000 și bagă într-un buzunar, când ajunge acasă, nu mai are. Deci el e genul de om care n-a știut să facă niciodată nimic. Pe când ăsta la alt strângăreț, hârciug, Siriac, a adunat, a știut să pună bănuț pe bănuț. Foarte mult la business nu s-a priceput, dar a știut în ce cercuri să se învârtă și până la urmă știi cum e. Când ai bănuțul, e ca și la fotbal, când ai rezultatul. Nu mai contează exact cum l-ai făcut. De ăsta la nu s-a lipit nimic, Siriac, Năstase. S-a pierdut banii în toate situațiile. Deci de asta, pe undeva, rămâne la noi Siriac, reperul de business, că la el e mai greu să intri. Știe cineva, a intrat cineva vreodată în afacerile lui, la modul evident, să vedem cum s-a învârtit el de toți banii ăștia, ce șmecherii s-au întâmplat pe acolo. Când ai asemenea sume, n-ai cum să fii perfect corect. Că tu nici nu știi câți bani ai, de fapt. Am mai povestit noi, hai să fim serioși. Averea lui Ion Siriac s-a făcut aici, în România, după Revoluție. Avea bănuți și înainte, dar nu la nivelul ăsta, nu era un miliardar. I-a permis totuși să înceapă ceva. Aici, pentru că era prieten cu Petre Roman și pentru că avea legături cu băieții ăștia, noul val al activiștilor de partid, Iliescu, Roman, Lili, la, erau mulți. La Cataramă, iarăși prieten cu ei, vorbeam cu colegul Gabi Maricescu ceva mai devreme pe hol, încercam să ne aducem aminte pe toți, George Pădure, în fine. Ion Siriac, așa a intrat în afaceri. A primit moca de la stat, foarte multe spații comerciale, terenuri, case, după care le-a valorificat și am mai dat exemplul ăsta. A fost o Românie nouă aia, ca în Statele Unite, când plantau ăia steagul.
cu căruțele, când goana după aur. Și a fost și la noi. Când statul a fost dat jos de pe piedestal în 90, totul era la liber. Pe atunci nu mai era nimic care să aparțină statului. Nu? Partidul Comunist Român dizolvat, statul îndepărtat, n-a existat stat, a fost un vid atunci, o perioadă, măcar din ianuarie până în martie, când puteai să obții. Și după aia, bineînțeles, da, până atunci cel puțin totul era de vânzare, totul era de cumpărat, să cumpăra pe bani foarte puțin, practic pe nimic, că prețurile erau tot alea din epoca Ceaușescu. Ba, unii le-au luat chiar moca, așa se aude, nu știu dacă e adevărat, dar așa se aude în cazul lui Țiriac. De pildă, o treime din spațiile comerciale din București, la ora actuală nu, că sunt atâtea clădiri noi, s-au construit atâtea în București, mai tăiem din procentul ăsta, i-au revenit lui Ion Țiriac, de ce? Desfințându-se icralurile, el a fost icralurile, astea care aveau spații comerciale și alte bunuri imobiliare. Ion Țiriac s-a trezit, a fost numit director general sau nu mai știu ce, peste o societate comercială care moștenise o parte din patrimoniul icralurilor. Azi director, mâine patron, că după câteva luni l-a privatizat și practic fără să dea niciun ban a intrat în posesia acelor spații, cum este la mine pe acolo prin Colentina. Așa se zvonește, da, e posibil să fie adevărat în mare măsură, pentru că știm că așa s-au împărțit. Așa s-a împărțit cașcavalul atunci, între foști securiști, prietenii lor. Dar s-a împărțit foarte repede, să știi. Da, în primele luni s-a întâmplat asta. Cred că atunci, în decembrie 89, au făcut-o repede. Amintiți-vă o chestiune. Prima măsură luată de Frontul Salvării Naționale, abia se constituise, înainte să-l împuște pe Neanicu. Pe 23 sau pe 24, încă se trăgea. Da, era mare vânzoleală, haos, primarile orașe, mai ales București, Timișoara. S-a până pe 25 seara. Exact. Până după că... care s-a dat anunțul că Ceaușescu a mierlit-o, ăla Paul Popescu, sau cum îl cheamă, Petre Popescu, da, ăla a anunțat la televizor, sentința a fost executată. Ăla, după care s-a dat înregistrarea cu procesul, ține minte, după care nu s-a mai tras. Gata, asta a fost. 25 seara. Dar până atunci sigur că s-a putut împărți. Neanicu era deja prins de 3 zile. Băieții erau vorbiți, se stabiliseră din timp regulile, cine intră, cine iese. Evident, din jocul ăsta. Dacă Sârbu era cu camera deja acolo. Cum dracu, mă? Bineînțeles. E, și atunci, pe 23 sau pe 24, în loc să se gândească la populațiune, bă, cum facem să ne calmăm, să scăpăm de chestia asta cu terorismul, cu toată vânzoleala din stradă, ei au desfințat câteva legi care îi încurcau. De pildă, legea contrabandei. N-a existat. În România s-a putut face contrabanda absolut legal până în 1991. Ca să vă faceți o idee cam la ce nivel jucau băieții. Și atunci s-a împărțit tortulețul. Ia și tu Țirii, ia și tu Cataramă, ia și tu, fiecare și-a luat. Și pe cereu aveam patrimoniu partidul. Mamă, mamă, câte case de protocol, terenuri, parcuri întregi. Toate s-au împărțit. Păi sigur, repede. Că nemai existând lege în momentul ăla, ele nemai aparținând organului suprem, a trebuit să fie repede date. Nu puteau să rămână așa. Cine știe ce se întâmpla. Asta zic, în primele luni s-a rezolvat treaba. Atunci au devenit ăștia miliardari. Toți erau foști securiști sau prietenilor sau membri ai aparatului ăsta de stat. Așa și aia, bă, cu Sârbi, genială, mă. Cum să fii tu, bă, exact în momentul ăla acolo? De unde știai tu? Chiar așa, ce spontană, bă, revoluție? Ce e asta? Unde că a ieșit lumea în stradă când tu deja erai pregătit să filmezi? Tu cine te-a anunțat pe tine, mă, tată? Că erai un ei ca nimeni de ăsta care... Nu trăiai și tu speranță să devin timp. Ok, trebuie să ai tot talentul din lume, toată voința din lume. Cine te punea pe tine în situația aia? A ajuns într-o poziție foarte bună și ce să vezi, coincidență sau nu... Ulterior a devenit number one pe piața mogulilor media, Adrian Sârbu. Da, ăla a fost începutul. Pentru că a fost cameramanul care ne-a oferit imagini de la procesul lui Ceaușescu. Hai, continuăm după pauză cu dialogul ăsta dintre Țiriac și Lucescu. Am vrut doar să punem un pic cu lucrurile la punct, ca să vă dați seama cine cu cine discută. Până la urmă, Țiriac și Lucescu, oameni care au dus-o excepțional și pe vremea lui Neanicu și o duc foarte bine și acum. Asta este România. Nu s-a schimbat deloc. Oamenii care erau mari și tari înainte au devenit și mai mari și mai tari.
după 1989. Breaking news! Să lăsăm un picuț deoparte pe Țiriac și pe Lucescu. O știre cu adevărat cutremurătoare, cum bine ai prorocit. Teo Trandafir și soțul ei, Constantin Iosef, s-au separat la doar 6 luni de la așa. Nu mai locuiesc împreună. Ăla, sigur, ce prostănaci! Ne v-am spus de la început. Bine, pentru ea nu, că pe ea nu mai lua nimeni. E adevărat, ăla a fost oricum influențat de imaginile pe care le-a găsit pe Facebook, că dacă ar fi văzut-o în realitate, sigur că nu mai lua. El, bărbat, bine, sigur că avea ocazia să trăiască mai mult și mai ok decât așa, decât cu Teo. Pentru ea a fost o lovitură neașteptată, numai că cred că el s-a gândit un pic și la imagine. Teo nu mai are niciun pic de imagine în România, o să mai scrie despre ea. Și n-avea de câștigat aici, plus că e greu să te înțelegi. Știe toată lumea că doi oameni, în general, nu sunt făcuți să se înțeleagă. Aia, o înțelegerea, și să vă spun de ce până la urmă, cu oricine te poți înțelege o bucată de vreme, da? Dar n-ai cum să te înțelegi permanent. Adică la un moment dat este evident că intervine o nepotrivire, o ruptură, ceva. Totul depinde după aia cât ești tu de dispus să o rup definitiv. Aici e singura chestiune, dar să te înțelegi cu un om o viață, dați-mi un exemplu, nu te înțelegi mamă cu fică, tată cu fiu, nu te înțelegi frate cu soră, da? Nu există nicio compatibilitate între oameni pe termen nedeterminat. Adică nu există așa ceva. Să spui, bă, uite, eu cu omul ăla mă înțeleg în fiecare zi. Sau nu înțeleg de când mă cunosc, numai... Asta în condițiile în care te vezi poate puțin cu el. Dar dacă ar fi să conviețuiești, era evident că ăștia doi n-au cum să fie altfel, da? Era o chestie de conjunctură, de... sau știi ce e bine, o perioadă după care au văzut că de fapt nu e chiar așa. Rutina asta intervine în funcție de cât de mult timp liber ai la dispoziție. Știu că pe asta vor da vina. Deci fără să știu de știre, fără să citesc, îți spun de acum ce vor grăi amândoi. Chestia asta. Timpul. Da? El era foarte ocupat, era tot timpul. Pe asta se va da vina. Dar nu aveau timp să baie, din pe invers, tăticule. Dacă stai bot în bot cu ălalalt, ajungi și mai repede la starea asta de conflict. Dar încă o dată spun, depinde cât ești de tolerant. Nu înseamnă că dacă rămâneau împreună până la vârsta de 80 de ani ar fi fost mai fericiți. Măcar așa evită rutina. Da? Ar fi intrat tot în clinciurile vieții de zi cu zi, care asta sunt, bă, poți să te miști în fiecare zi să fii cu curul pe alt continent. Tu nu poți să eviți rutina dintre doi oameni. Da? Că asta nu te schimbă, ești mai obosit, ești mai irascibil, indiferent de cât te învârți, ca să fugi de ce? Să fugi de plictiseală de-a lungul mapamondului, tot nu poți să eviți, până la urmă, conflictele astea. Și să-ți mai spunem ceva, cu Coana, nu le poți avea chiar pe toate în viață. Tu ai făcut avere prostind lumea, era o mizerie misiunea aia ta. Da, fine, a reușit în televiziune o vreme, după care a dat și Kix. Gata, ți-ajunge. Când a plecat de la Pro, a dat Kix. Dar tu ce credeai, că șarmul tău irezistibil a ridicat audiența la cotele cele mai înalte? Cât a fost la Pro, acolo a ridicat. Acolo a fost, într-adevăr, vedetă. Păi dacă i-a dat vântul 500 de mii de euro la semnătură la... Bine, ăla cui nu i-a dat? Că da, până s-a prins el... Ok, dar stai să spun ceva. Dacă iei 500 de mii de euro la semnătură când te duci la Romantica, nici nu mai există între timp Romantica, așa schimba și numele. În fine, dar ca idee zic, nu mai contează ce faci. Ai 500 de mii de euro, păi pui deoparte și gata. Ai trăit numai din aia. Stai liniștit că viața ei oricum, dacă știa să o... chivernisească, era asigurată în momentul ăla. Cu 500 de mii de euro. Nu, asta e problema. Și chiar a avut succes. Bineînțeles, cât a fost în Pro, a prins un culoar favorabil după niște kicks-uri pe care le-a dat înainte, dar la un moment dat își găsise foarte bine locul. Dracu știe ce s-a întâmplat, care a fost tentația. A ieșit într-un anonimat complet în momentul de față. A ieșuat cu politica. Să nu uităm că a fost la un moment dat în Parlament, Teo. Nu ții minte cu bilele alea cum se bucura acolo. Un kick sunt fiorător și în politică. Acum asta cu mariajul și cu... Nu ai nicio chestiune. Prin asta trece toată lumea. Aici nu e o dramă. Dacă trăiesc separat, ți-am spus, depinde de oameni când ajung să se despartă. Că de fapt să trăiești cu un om doar așa ca să trăiești cu el, nu câștigi nimic.
Deci ăsta nu e un moment aici rușinos din viața ei, da? Când iei un bărbat de genul ăsta, că femeile pe undeva au și neajunsul ăsta. Ele au impresia că trebuie să găsească cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai bogat și cu scula cel mai mare dintre bărbați. Bă, tatăl ăla nu stă numai lângă tine, mă. Înțelegi? Asta e marea problemă. Deci când ai găsit bărbatul ăsta, de fapt în momentul în care l-ai găsit, trebuie să te gândești să vezi când îl vei pierde. Pentru că un bărbat de nivelul ăsta nu o să stea lângă tine, bă, tată, când sunt atâtea femei pe planeta asta. Ce-i oferi tu, de fapt, lui? Nimic. O rutină dintre asta cu trecerea timpului s-ar transforma tot într-o rutină. Gândește-te și la chestiunea asta. Ok, ți-l dorești pe ăla. Bă, este senzațional. Este, bă, dar tu ești senzațională. Tu ești la nivelul ăla. Ăla va spune. Și chiar dacă ai fi, bărbatul la un moment dat o să zică, ia să vedem, bă, și pe alta. Deci nu e. Mai bine să ai unul prost, amărât, vai de capul lui, la toate să fie ultimul, că există șansa că ăla să fie al tău. Deci ea ce-a crezut aici? Că da, da, am văzut acolo cum zicea. Mamă, e cel mai frumos bărbat. Este... Bun, dar ăla pentru o femeie este o catastrofă. Începe gelozia toată ziua. Cine te-a sunat? Dar unde ai fost? Dar de ce trebuie să... Dar oare chiar te-ai întâlnit cu ăla? Și așa mai... Ai dat-o în bară, tată. Salo Godna cu iubita lui mai tânără cu 49 de ani, incredibil, bă. Cu 50 de ani mai tânără, deci la distanță de cel puțin două generații. Da, așa a avut și Iosif Constantin Drăgan, care nu era Berlusconi. Avea poate bănuți suficienți, era unul dintre cei mai bogați români, cel puțin. Ăla a avut cu 75 de ani, parcă era mai tânăr aia. Da, ăla era om de afaceri, domnul Țiriac. Drăgan, ăla și-a făcut banii afară. Afară trebuie să fii businessman. 25 de ani. Nu-l dă statul moca. Avea aia lui. 25 de ani. Asta nu are 25, păi stai un pic, el are 76 de ani, are 26, bă, da, tot pe acolo, 26-27 de ani. Incredibil, bă. Da, fii atent ce zice Boșorogă, devii și senil, bă, la o anumită vârstă. Eu și Francesca Pascale ne-am logodit și în sfârșit mă simt mai puțin singur. Cum trebuie să te simți singur când ai atâția bani? Eu nu pricep. Păi numai câți prieteni poți să-ți faci și prietene. Când ai bani, e simt, dai câte o petrecere în fiecare zi. În fine, omul se simțea singur. Era prost, mă, ăsta. Da, să vede, fii și prost grămadă. Păi, dar în primul rând, tu la banii ăia poți să-ți iei în fiecare seamă câte dame de companie vrei. Da? Cum să fii singur? Stau alea cu tine în jacuzzi, stau cu tine în elicopter. Toată Moldova de peste Prut vine la tine. În fiecare seară. Dacă atenție, vrei. Păi cum să fii singur? Eu chiar nu înțeleg, adică la ce sunt singurătate, când tu ești Dumnezeu acolo, la comanzi, bă, cum comandăm noi pizza. Îți comanzi și femei și bărbați. Păi da, la ei așa se face. Nu înțeles. Dar așa și e la ei. Este o fată frumoasă în exterior și cu atât mai mult pe interior. Da, da. A văzut el interiorul? Cu principii morale solide. Sigur, prezentatare TV. Cu principii. E foarte apropiată de mine. Mă iubește la prostibirea asta. Iar eu simt același lucru, pentru ea s-a aprins moșul, bă, fraților. I s-au aprins călcăiele. Dar cum să iubești pe unul vestit, că umbla cu toată Italia? Ăsta-i tâmpit, pe bune. Da, s-a senilizat băiatul de tot. Bă, nu te iubește, te-a luat tot pentru bani. Ea ajunsese la un anumit nivel că nu se mai putea uita înapoi. Deci la câți bani câștigă, am zis că e faimoasă prin Italia, mare prezentatoare TV, ei un tip de talie, asta îi trebuia. Berlusconi, Abramovici, numai pe acolo. Abramovici e tânăr, încă e prospătură. De-aia stă cu tine. Păi cu cine vrei să umble? Cu Eros Ramazzotti? Nu, tăticule, are și ea poate mai mulți bani decât Ramazzotti. Plus că ăla, stați un pic, gagicar mare la viața lui. A mai îmbătrânit și ăla. A mai îmbătrânit, are 50, dar ăla încă mai poate, da. Berlusconi, ce să mai poată la 75 de ani? Cred că ea ăsta Viagra cu pumn, nu? Mă mir că n-a crăpat. Am înțeles că acum, cu cât care mai repede, cu atât mai bine pentru asta. Lăsa ceva, trebuie să-i rămână și ea. Îi rămâne lui asta, bine, să împarte. Stai că ăsta mai are copii, nu mai știu. Să împarte, dar oricum pune mâna asta pe ce-o zvârlă. Pune, ce-o zvârlă. Poate că îți mai spun ceva, îi bagă mâna în buzunar lui Berlusconi, că stai și așa, doarme. Seara, nu vreau să uite la un film ăsta, doarme repede. Mai bagă mâna, mai scoate niște carduri, mai reușește să-l îmbrobodească în perioada asta cât e în viață încă, să-i lase și ei ceva. Da? Până să ajungă la împărțirea averiei, că să-i rămână deja de acum niște bănuți pe care după aia nu mai ai cum să-i mai iei.
cu cât intră mai repede sub pielea asta, că ăsta e rolul unei femei în situația asta, când a dat un boșorog. Dar sigur, ei își fac servicii, pe de altă parte corect, că n-ai atâția bani. De ce să stai singur, bă? Acum mai ești un pic de trăit, putem înțelege și pe el. Ok, s-a aprins. Bă, cu atât mai bine, prostănacule. Te-ai aprins pe final, măcar să trăiești și tu, să ai impresia asta că, uite, ultimii ani au fost mai interesanți. Poate mai trăiește moșul vreo 10-15 ani. De unde să știi? Da, eu știu, și faceți transplant de organe, poți. La nivelul lui se pot face multe, nu numai transplant de păr. Dar în orice caz, poți, tu ai voie să te îndrăgostești. Bravo ție, foarte frumos, ne bucurăm pentru tine. Să nu crezi că asta te iubește. Nu are niciun motiv să o facă. Tu nu ești nici om serios, n-ai fost nici vreun tip genial să zici că te iubește pentru mintea ta, pentru priceperea ta într-un anumit domeniu. Dar nu ești Einstein, domnul Berlusconi, nu ești vreun mare artist. Deci nu are absolut niciun motiv să te iubească, plus că ai fost fustangiu toată viața, arăți așa cum arăți, dă-te încolo. Ridic colbă pentru un bărbat totuși, am înțeles că e la modă, a să-ți faci implant de păr. Bă, asta e, ai chelit, ai chel și ce? El și-a făcut la 70 de ani. Păi ce vrei bă la 70 de ani să arăți ca la 20? Dă-te încolo. A să uita vreuna la părul tău? Să uita tanti Florica de la ungheni? Să vadă dacă ai păr sau... Nu, asta o interesa. Florin Călinescu a dat un interviu. Dar să-ți mai spun ceva, femeia nici măcar nu are capacitatea de a spune despre un bărbat dacă arată bine sau nu. Dar cred că nici nu o interesează. Exact. E atât de influențată, atât de calculată, atât de rigidă în cele mai multe situații. Nu vorbim aici, sunt și excepții, dă-le măsă. Dar zic în general, uite, în situația asta... Vorbim acum de cazul lui Berlusconi. Ce trece femeii prin cap să zică mama arată? Cum să arate bine la 70 de ani? Da? Dar evident că lucrul ăsta nu se pune. Deci căuta pe unul care să arate bine și lua pe unul de 20 într-o discotecă undeva, într-un club. Îl cunoștea pe ăla. Sigur că nu contează chestiunea asta. N-are, bă, femeia ce să arată bine sau nu. Dacă arată bine, zice că arată bine și dacă nu arată bine, trece peste asta. De mult nu mai este importantă chestiunea cu frumusețea. Poate pe timpuri da, când miza era mult mai mică din punct de vedere financiar sau al jobului sau al viitorului, că alegerile se mai făceau și pe chestiunea asta. Din fericire astăzi pentru bărbați nu mai contează. Chiar nu mai e problema asta. Noi când eram tineri și ne duceam prima oară la discotecă în anii 70-80, într-adevăr, asta era o chestiune. Da. Conta să fii bine îmbrăcat, să arezi drăguț, să fii drăguț, să nu știu ce. Într-adevăr, pentru că fetele erau de vârsta ta, nici ele n-aveau mașină cum n-aveai nici tu, nici ele n-aveau un job cum n-aveai nici tu, nici ele n-aveau niciun viitor cum n-aveai nici tu. Și atunci sigur că totul se juca la detaliile astea, da, ăla are părul mai mișto, ăla are nu știu cum, zâmbetul mai mișto. Conta! Și la ei, probabil, astăzi nu mai are chiar nicio importanță. Chiar o să fii cel mai frumușel din lume. La mai mult de 2 săptămâni nu stă una cu tine. Ai 2 săptămâni să zicem că ar sta. Te-ar vedea una și zice, bă, ăla era atât de mișto încă, după care gata, tată. Vine un Gianni din ăsta cu chelie, da? Și-a luat-o ăla, care are bănuțul, tată, poate să-i ofere ceva. Și femeia o bagă pe aia cu siguranța după aia. Să simte în siguranță, să simte protejată, tot nu-i ofereai nimic. Tu erai un terchea-berchea de pe o zi pe alta. Deci la Berlusconi, când te duci și stai cu Berlusconi, nu te mai gândești că ăla-i miroase gura sau că ăla are părul pus artificial. Băi, Berlusconi, tată, de-aia ai venit lângă el. Are bănuțul, are influență, are putere, poate să te placeze într-o poziție cheie. Ăstea sunt taturile, te mai uiți la el că arată bine sau nu. Mare pentru unii, mai ales pentru fanii celor de la Olympic. E o echipă care a tot dominat fotbalul european și a făcut normal destui fani și prin România. Așa e cu neamurile proaste din deșert. Nu vă spuneam eu, dar ce credeți? Că sunt cumva rasist, am vreo problemă? Nu. Am un problem cu neamurile proaste care investesc în fotbal. Au tot venit de prin Est și din spațiul ex-sovietic și din Orient. Nu înțeleg fenomenul ăsta. Și îl strică aruncând banii cu nemiluita și fără rezultat, după cum se poate vedea. Nu o să ajungă prea curând Paris Saint-Germain sau Manchester City la... De fapt, nu o să ajungă niciodată la palmaresul marilor echipe cu tradiție din Occident, cum ar fi astea două din Spania, de pildă. Real Madrid
și Barcelona sau Bayern München. Astea sunt lucruri care se construiesc greu în timp. Ei n-au răbdare, ei vor imediat. Și vânzoleala asta creată în fotbalul occidental nu face deloc bine fenomenului, mai ales că sunt atâtea lucruri de pus la punct. Ăștia de la UEFA vor schimbări, nici ei nu mai știu exact cum și ce vor să schimbe. N-aveam nevoie de așa ceva. Umblă la arbitri, umblă la federație, e foarte greu să te bați cu ei și nu-i poți învinge pe teren doar. Trebuie să te lupți cu ei și în culise. Dacă ai influență cum are Sir Alex Ferguson la federație, te descurci. Dacă n-ai, la revedere. Asta era problema legată de ei, nu că suntem retrograzi și nu vrem să-i vedem și pe alții investind în fotbal. Dacă ar face-o cu cap și ar face-o așa cum se făcea și până să apară ei, ar fi o chestie. Uite, Abramovich cel puțin a avut cât de cât răbdare până să ajungă la mere. Mă rog, cam acre totuși pentru el, merele, dar parcă nu s-a comportat chiar așa. A investit mulți bani, foarte mulți bani, dar n-a schimbat antrenorii pe bandă rulantă și n-a vrut Champions League din primul sezon. Cei la Manchester City când au cumpărat, clubul ăsta au zis: la, nu vrem Champions League. Stați, bă, nu se poate într-un an, mă. Chiar așa, peste noapte, nu se pot cumpăra chestiile astea. Dacă s-ar cumpăra din magazin trofeele Europa League și Champions League, da. Nu. Nu se pot. Trebuie să stai la coadă. Nu se poate face altfel. O să încercăm să luăm legătura. Da, am și luat legătura, anunță colegul Alin din regie, cu Călin Mateș, aflat la Londra și nu la Manchester, aproape de mirosul ăla care se simte dinspre City of Manchester Stadium. Salut, Căline! Salutări! Da, vă rog, etapa asta s-au descurcat, parcă. Nici n-am vrut să știu ce au făcut cei de la Manchester City. Victorie, nu? Da, am văzut meciul. 3-1 în deplasare la Newcastle. Da. Un meci ciudat, se știe. Au fost două reprize în oglindă, adică în fiecare din cele două reprize una dintre echipe a dispărut. În prima repriză a fost Newcastle, deloc n-ai putut să-i vezi în joc. Undeva la început au avut o ocazie, dar în rest, lamentabil, s-au distrat ăștia de la City și chiar la pauză și analiștii englezi spuneau că e probabil cea mai bună repriză pe care a făcut-o City în actualul sezon. Au jucat foarte bine și poate nu întâmplător, mocofanul ăsta de Mancini s-a trezit până la urmă să folosească perechea Tevez Aguero. Pentru că nu mai folosise din de acum mai bine de o lună, din momentul în care jucase cu Aston Villa, când câștigase 5-0. Cred că nu i-a convenit. Au dat ea două goluri fiecare, o dat câte o dublă și Tevez și Aguero. Cred că nu i-a convenit și n-a mai jucat în formula asta de atunci. E, ce să zic, a jucat din nou exact în formula asta și poate și forțat de faptul că pe Balotelli l-a lăsat la Manchester. Ne-a luat de proști iar la finalul meciului, spunând că l-a lăsat pentru că e ieșit din formă și că la momentul actual forma lui nu poate să dicteze o prezență a lui în echipă. E total aiurea. Balotelli a dat în judecată clubul, vreau să vă spun, pentru o amendă disciplinară pe care a primit-o pentru o chefuială normală pe care o mai trage el de obicei. Și l-au amendat cu 2 săptămâni de salariu. Asta înseamnă vreo 350.000 de lire. Nu-s bani puțini. El a dat în judecată clubul și săptămâna asta se va prezenta la tribunal pentru acest proces în care pe care l-a intentat clubului. Nu mă aștept eu, aștept să-și revină din formă Balotelli probabil în ianuarie, dar la un cu totul alt club decât Manchester City. Incredibil. Mancini ăsta n-a fost în stare, și e de ceva timp la echipa asta, n-a fost în stare să aleagă și el un cuplu de atacanți. Nu știe cu cine să joace acasă, nu știe cu cine să joace în deplasare, nici în cupele europene, n-a reușit până acum. Plus, uite ce, toată tărășenia asta cu Balotelli, băi, a trecut cu vederea o grămadă de derapaje. Cu el n-a avut probleme, pentru că a fost ca și copilul lui, ăsta un țăcănit, cum mi-a și spus, de fapt, de pe vremea când era în Italia. Dar cumva i-a tot dat șanse, la tot inclus. Da, Tevez ăsta a călcat strâmb atunci când n-a vrut să intre de pe banca de rezerve la München, când a jucat în Champions League, gata, s-a terminat cu el. Și Tevez, sigur că și el e un nebun al fotbalului, da? Nu poate fi la, eu nu cred că e la nivelul lui Balotelli la ora actuală. Nu știu cât pot să fie la nivelul lui Balotelli când vine vorba de nebunie. Ei, totuși, Balotelli a primit șanse destul de multe și eu cred că a mers pe o carte necâștigătoare, pe o carte a prostului, prin faptul că l-a încurajat pe Balotelli și nu pe Tevez. Se vede foarte clar, sunt din cu totul altă rasă ăștia doi. Asta au și spus englezii la analiza pe care am văzut-o sâmbătă seara. Dom'le, de ce nu joci în fiecare etapă cu ăștia doi? N-are nicio justificare, Mancini. Așa e. Amândoi sunt un pic duși cu Pluta, numai că, într-adevăr,
pe te vezi mai de, te poți baza mai degrabă decât pe Balotelli. Balotelli e bun de rezervă. Când îl introduce acolo 30 de minute, ai văzut că și furia lui se stinge în timpul partidei. Nu-i bun de titular, îmi pare rău. E foarte talentat, dar nu e un om de bază într-o echipă de fotbal, oricare, indiferent în ce campionat joacă. Multora le place Balotelli. Eu, am mai spus eu n-am zis că nu-mi place. Omul e bun, într-adevăr. Nu-mi place. Dar nu... E eficient dacă știi cum să-l pui în pagină. Dar nu titular. Mie nu-mi place, eu spun. Nu-i serios. Le-am spus și celor care, cu care am intrat în contact așa online în momentul în care discutam despre el, este exact genul de jucător pe care nu pot să-l suport. Și asta pentru că nu este un om pe care să poți să te bazezi, îți poate pierde un meci pe o prostie de-a lui în orice moment, e de lăsător în situații în care 10 oameni lucrează și el este în stare să dea o pasă aiurea pe exact. Care să poți să iei un gol. Nu se fac lucruri de genul ăsta. Este exact ceea ce contravine unui sport de echipă, este exact ceea ce nu se poate aplica la, într-o echipă în care joacă 11 oameni, iar unul dintre ei poate să facă o tâmpenie la orice moment. Nu contează că poate să aducă și un moment de sclipire. Din punctul meu de vedere, îți face mult mai mult rău într-un moment în care poate să te îngroape într-un meci. Du-te în campionat. Sunt tot timpul 3, 6, 7 puncte între locurile 1 și 2. Nu-ți poți permite să pierzi 3 puncte pe o prostie dintre asta. Iar el poate să-ți facă o tâmpenie de genul ăsta de vreo 2-3 ori într-un sezon. Să sunt puncte foarte mari. Exact asta spuneam și eu. Nici mie nu-mi place, n-am zis că îmi place tipul ăsta de jucător. Am zis că e bun. E un fotbalist bun. Nu știu că am meritat chiar atâția bani, dar în fine, în Anglia oamenii își permit, mai ales la Manchester City, ce mai contează. Ideea e că nu trebuia să fie titular. Ăsta e, iar Mancini l-a promovat și a făcut din el titular în multe meciuri. O prostie. Te vezi din potrivă. Și ăla e dus un picuț cu capul, și ăla e ușor indisciplinat. Dar furia aia lui nu se stinge și ambiția. E un fotbalist ambițios atunci când e în teren, te vezi. Se vede după cum intră la adversar, după cum nu prea vede jocul, cum ar spune Neimi. E foarte adevărat, dar dacă e odihnit, nu l-a supărat nimeni, nu știu, nu l-a buzăit musca noaptea și respectă indicațiile antrenorului, ți-ai făcut treaba cu el. Ăsta e Mancini, școala italiană de antrenori. Știi ce remarc la Tevez? Tevez îmi mai dă senzația că pe lângă nebunia asta lui are și o târzenie dintre asta cam cum au sârbii, dacă știi tu, croații, sârbii și ăștia, muntenegreni, ai văzut acum ce fac și pe la handbal. Asta o are Tevez, știi, târzenia asta pentru care nu poți să nu-ți placă jucătorul, oricât de nebunie. Dar Balotelli e altceva, Balotelli e doar latin. Nu are nebunia, nu are dârzenia asta. El în momentul în care ar vrea să devină dârz, e pur și simplu nervos și tâmpit. Nimic mai mult de atât. Nu știu ce să spun. Unii pot să-l aprecieze, unii pot să-i placă nebunia lui sau talentul lui. Dar vă spun, pentru mine, permiteți-mi să am o opinie personală și să spun că într-adevăr este genul pe care eu nu pot să-l accept într-un joc de echipă. Așa e, mă rog, dă-i încolo să ne plângem de mila asta la Manchester City. Nu mă îndoiesc că la un moment dat, cine știe când, vor câștiga și Champions League. Echipele mari au în cele din urmă bafta. Asta și reușesc să câștige. Dacă vor continua investițiile, desigur. Dar eu am vrut să remarc faptul că la Newcastle, într-adevăr, ei au avut ocazia să întoarcă meciul. Erau conduși cu 0-2 la pauză, au reușit să dea un gol prin Dembaba în minutul 51, foarte repede după pauză, și imediat după această situație în care au reușit să recupereze un gol, a avut egalarea practic în bocanc Papi Sissé, doar că din careu a dat peste poartă. Era o situație ideală. S-a descurcat foarte bine să-și creeze culoar, a fost pur și simplu în fața portarului, undeva la vreo 14 metri, cam așa, a tras peste poartă, ăla a fost momentul, din punctul meu de vedere, în care se putea face un 2-2 și să vedem un cu totul altfel de meci. Dar după cum a arătat Newcastle în prima repriză, nu puteai să spui absolut nimic, nu te așteptai la absolut nimic, au jucat lamentabil, diferența fiind probabil clasa jucătorilor, faptul că într-o repriză în care Newcastle a fost inexistentă, au primit 2 goluri, iar în repriza a doua, când City a dispărut cu totul din joc, Newcastle a putut să dea un singur gol și să mai încă unul. Asta a făcut diferența. Trecem la Liverpool cu Aston Villa. Eu aș zice să luăm o scurtă pauză. Se apropie. Cel mai bine să le spunem și oamenilor să-și ia medicamentele, fanilor Liverpool. Da. Luăm acum, Aline? Ok. Rămâi pe fir, te rog. Sigur. Ca
deocamdată nu sunt în situația în care să-și facă un calcul fără Van Persie. Poate de asta se subdiscută de venirea unui atacant și în ianuarie. Ai tot spus și tu, unde dracu se mai faci loc în Calumia? Da, că sunt destui de încul. Da, sunt. Cu ăștia mai departe. Sunt, nu știu, poate că Alex Ferguson simte că acum poate să ia un jucător. Sunt și situațiile astea, știi, în care simți că poți lua jucătorul, crezi că te-ai mai putea descurca oricum jumătate de an și fără el, dar iei pentru că ăla e momentul în care poți să-l iei și te temi să nu ți-l ia alții după aia în vară. Asta ar fi situația, dar eu știu și cred că mulți știu tradiția pe care o respectă Alex Ferguson de a nu cumpăra jucători în ianuarie. De asta nu știu de ce zboară atât de multe zvonuri legate de veniri la United în ianuarie. Alex Ferguson nu face transferuri în ianuarie. Este împotriva acestei politici, a spus-o de multe ori, faptul că nu ajută, faptul că reprezintă oarecum o, nu știu, o conturbare a planurilor echipei, e greu să integreze noul jucător, el este împotriva acestor transferuri care se fac în ianuarie, dă drumul la jucătorii de care nu mai are nevoie, dar de adus nu aduce. Asta este ce a reușit, sau asta este politica pe care a adoptat-o în ultima perioadă. El aduce jucători vara, când îi duce cu el în pregătire câteva luni bune, îi vede, îi simte și da, după aia se hotărăște cum să-i folosească. La ianuarie nu prea cumpără. Da, greu de crezut totuși că se va întâmpla chestiunea asta. Bun, ăsta a fost Liverpool cu Aston Villa, viol. Manchester United, Sunderland, ți-am zis că v-a încasat Fergusonul un gol de la Sunderland. Tu ai zis, nu, că ea nu stă în stare. Păi nu trebuie să fie în stare. Da, da, de da, mare așa, lucru. Da, bine, o dat la 3-0, îți dai seama. Nu mai era niciun fel de miză la momentul respectiv. Aia nu mai era, dar la fel de bine puteau să mai dea unul. Da, bine, mai era timp. Era minutul 72 când au dat golul de 3-1. Ce e așa mare greutate la corner sau... Da, acum m-am uitat să văd dacă există dorința aia de răzbunare după ce s-a întâmplat în finalul sezonului trecut. Nu a fost. Cred că, de fapt, Alex Ferguson va duce acea răzbunare la ăștia acasă când se va duce. Acolo, de fapt, era vorba de fanii care au scandat numele lui City anul trecut. Acolo, pe Stadium of Light, acolo va fi o problemă. Și mare atenție! Scriam astăzi, să-mi fac puțină reclamă, scriesesem pe tikitaka.ro analiza etapei și spuneam un singur lucru. Bă, la finalul sezonului, să știți că se va programa meciul ăsta de retur. Adică ei acolo, prin ultimele etape, se vor întâlni. Uh-huh. Să-i ferească Dumnezeu pe ăștia de la Sunderland să aibă nevoie de puncte în meciul ăla. Pentru că nu-i văd bine. Deci acolo cred că se va duce Alex Ferguson să-i dărâme pur și simplu și să-i îngroape, dacă se poate. Meciul ăla vreau neapărat să-l văd și... pentru cei care simpatizează cu echipa Sunderland, dacă sunt fani și în România, eu sper că la meciul ăla retur să nu aibă nevoie Sunderland de puncte, pentru că sunt convins că Alex Ferguson se va duce ca să-i îngroape. Da, nu știu, dacă ține neapărat să se răzbune pe ăștia, deși nu prea văd motivul, mai degrabă putea să fie pornit împotriva celor de la Queen's Park Rangers. Ce, că ți-au scandat suporterii, nu știu ce, dar astea sunt lucruri normale. N-are decât să intre el să se răzbune. Eu nu doresc chestiunea asta, ce avem noi cu Sunderland. A ținut minte, pentru cei care nu ne-au ascultat sau nu știu despre ce este vorba, e vorba de finalul dramatic din sezonul trecut, când United câștiga meciul de pe Stadium of Light cu Sunderland și era la momentul respectiv campioană, pentru că dincolo pe Etihad Stadium era egalitate între City și Queen's Park Rangers. Toată lumea stătea, aștepta finalul meciului de la City și s-a anunțat că Aguero a dat gol pentru City și era noua campioană echipa lui Mancini. În momentul respectiv a fost așa, a căzut ca un trăsnet peste lotul lui Sir Alex Ferguson, dar fanii lui Sunderland și-au putut vărsa năduful pentru faptul că tocmai fusese răbătuți pe teren propriu și au început să scandeze numele celor de la Manchester City. Exact asta vreau să spun și eu. Dacă ar fi câștigat Sunderland meciul, nu mai erau preocupații aia. Să plătească vreo poliță sau ce, dar era normal să fie nervoși că doar au pierdut acasă. Da, și atunci au început să scandeze toată vara, cumva i-au urmărit scandările astea. Rușinos mi se pare meciul dintre Manchester City și Queen's Park Rangers, pentru că sunt absolut convins că au luat bani pentru partida aia. Nu exista niciun fel, n-a existat nici în trecut rivalitate între Queen's Park Rangers și Manchester United, nu erau polițe de plătit, n-aveai de ce să te dai la o parte, ori ei tocmai asta au făcut. Nici nu știu ce să spun, banii nu au așteptat, au așteptat și în ultimele minute s-au dat la o parte.
Da, Andy, dar nu lipsesc banii la Queen's Park Rangers. Nu înțeleg de ce banii ar fi o miză pentru ei sau cum anume ar fi putut să fie tentați de o sumă am de așteptat? Bani acolo. Păi nu, n-am tras concluzia pe moment. Am așteptat să văd ce se întâmplă în sezonul ăsta. Eventuale transferuri, schimburi de jucători, ceva împrumuturi, nu. N-a fost cazul. N-a fost. Dar, repet, nu, nici ură nu exista. Nici dorința asta de a le face rău. A fost și Joey Barton acolo, un idiot în țara Marii Britanii, este deja recunoscut. El a luat cartonaș roșu într-un moment în care meciul era sub controlul celor la Queen's Park. Erau dominați, dar nimeni nu putea să dea de înțeles că City va putea să revină în meci. Era foarte ciudat ce se întâmpla oricum. Și faptul că a luat Barton acel roșu, după care a și fost suspendat 12 etape, după gestul pe care l-a făcut și după ce a luat cartonașul roșu, aia a fost, de fapt, momentul de cotitură. Acum putem să speculăm, sigur, că finalul meciului a fost dubios pentru faptul că City s-a urcat atât de mult peste ei și chiar au găsit golurile, dar eu am spus-o, nu găsesc motivele sau argumentele prin care să pot să spun că s-ar fi dat la o parte Queen's Park și mai mult mi s-au părut niște goluri nu de alea clasice pe care să le lași să le dea cei de la City. De astea, nu știu, nu înclin să zic înspre ceva speculativ cum că s-ar fi dat la o parte. Păi da, pe de altă parte nu văd niciun motiv pentru care au evoluat, am urmărit meciul. Că eram foarte da, și eu l-am văzut, da. N-am înțeles motivul pentru care tu joci atât de prost în ultimele 10 minute după ce ai ținut steagul sus 80. Da, deci în ultimele 10 minute erau altă echipă. Stai un pic, poți să spui că a fost o cădere fizică. Nu așa a fost, dar uite, știi ce vreau să spun? Uite, dacă e să te iei așa, vreau să spun că și ăștia, cine, Newcastle acum, sau și Tottenham în meciul pe care l-am jucat cu City, ai fi putut să spui la fel, că am fost cu tot o altă echipă decât în restul meciului. Dar asta e pentru că vine aia peste tine. Uite-te la meciul pe care l-am jucat noi pe Old Trafford, în care am bătut cu 3-2, dar în repriza a doua a fost, ai fi putut spune că ne-am dat noi la o parte cum a făcut-o Queen's Park cu City. Și noi am fost pur și simplu călăriți acolo de United în careu. Nu știu, sunt cam multe coincidențe și în plus trebuie să vedem și cam ce relații sunt la nivelul conducerii celor două cluburi. Că nici cei care sunt patroni sau conduc la Queen's Park Rangers, nici cei care sunt la Manchester City, nu fac parte din categoria oamenilor extrem de serios să zici, bă, nu, ăștia nu fac așa ceva, frate. Stă în Grez, în Scoție, nu pun. Da, sunt din Orient, știu păi, foarte bine. Tocmai da. Toți. Și Tony Fernandez de la Queen's Park și Mital ăsta, care are și el 30% de la Queen's Park, e tot indian. Iar ăștia de la City sunt arabi, e tot din lumea asta, toți acolo, dar... În lumea lor este posibil orice. Nu știu, mie mi s-a părut dubios. N-am pus... meciul ăla, adică n-am pus pierderea titlului pe seama acelei partide, nu, titlul l-a pierdut echipa lui Sir Alex Ferguson cu multe etape înainte. Ultima strigare a fost în meciul cu Everton, după mine acolo s-a rupt filmul. Da, eu ți-am spus că ăla a fost meciul pe care n-avea voie eu încercam să gândesc acum că, precum Sir Alex Ferguson, de ce să fiu supărat pe Sunderland, mai degrabă puteam să fiu supărat pe Queen's Park Rangers. Deci nu pricep dorința asta de revanșă. Nu e numai vorba de scandările alea, nu, nimic mai mult, nu e vorba de faptul că ar fi mai simpatică Queen's Park Rangers, nu despre asta e vorba. E vorba numai de faptul că acele scandări l-au supărat pe el foarte tare, era și un moment dintre ăsta aiurea, dai seama, în care nu mai știi cum să reacționezi. Bine că n-a pocnit pe nimeni, bine că nu s-a urcat pe acolo, pe undeva prin tribună să iasă ceva scandal sau pe jucători să ia cumva. Nu, mi-a plăcut oricum mesajul pe care l-a transmis la startul sezonului, a spus, am mai trecut prin o situație de genul ăsta, țin minte că și cu Leeds United parcă au pierdut un titlu tot într-un fel de genul ăsta și am spus și atunci, nimeni nu mai dădea șanse jucătorilor să-și revină după o astfel de experiență traumatizantă și dădea semnul faptului că erau câțiva tineri și în acea echipă care puteau să fie traumatizați după astfel de întâmplare în ultima etapă. Ei bine, în acea echipă de tineri era Giggs, era Scholes și pe toți, a spus Alex Ferguson, îi vedeți astăzi mult mai tari și jucând până la vârste înainte. Nu e vorba de faptul că ar fi dărâmați, o să fie mai puternici băieții ăștia anul viitor. Și uite că sunt pe locul întâi. Da, în curând o să mai luăm o pauză, o scurtă pauză de publicitate, să revenim că n-am apucat să vorbim despre trei partide până în momentul de față, dar repede, repede, Norwich, Wigan Athletic, 2-1, e ceva de spus despre meciul ăsta?
Băi, vreau să spun că la ora actuală în Europa, doar Barcelona are o serie mai lungă de meciuri fără înfrângere decât Norwich. Este absolut halucinant. 10 etape fără înfrângere pentru Norwich, doar Barcelona. Da, dacă au ajuns pe 7. Da, da, deci doar Barcelona are o serie mai lungă în primele 5 ligi din Europa. Eu știu care e explicația, au pupat moastele. Se poate, da, se poate, da. Trebuie să mai fie moaște, deși la anglican nu prea întâlnești. Dar ei da, uite, vezi că Norwich sunt tocmai aia. Am vorbit noi de faptul că e localitatea cu cei mai puțin credincioși. Ei n-au nicio religie. 42% au declarat că nu se asociază cu nicio religie. Dar înseamnă că au pupat moaștele celelalte. Așa, vezi, s-au dat pe alte moaște din alea care merg mai bine. Probabil că asta a fost. E, Wigan au avut și ei șansele lor, au reușit să egaleze la un moment dat, dar au jucat foarte bine cel de la Norwich și confirmă faptul că merită să fie acolo. Nu mai e o întâmplare deja ce se întâmplă. Joacă bine, este o echipă în formă și sunt foarte relaxați pentru că aproape deja și-au rezolvat supraviețuirea. Ăsta era obiectivul lor și deja se află pe o poziție excelentă în lupta asta de evitare a retrogradării. Mai mare rușinea pentru Liverpool și Arsenal, frate, adică să treacă Norwich și West Bromwich Albion să fie peste tine, hai că Everton nu e chiar o echipă de-asta de doi bani, Tottenham vorba aceea în Champions League, se luptă pentru Champions League de atâția ani, bă, dar Norwich... Bun, acum dacă Arsenal bate diseară, va putea să treacă peste Norwich și peste West Bromwich, eu mai și mai puțin disputat. În mod normal așa ar trebui, dar eu știu, poate doar dacă intră Wenger să înscrie. E o problemă la finalizare acolo. O să vedem, vom vorbi spre final și despre meciul de diseară. Okay. Luăm acum pauza publicitară? Hai să luăm acum. Ok. Pat sticlele, scrie Alin pe forum. Păi da, numai că sticlele le pupă cam toți pe acolo prin Anglia. Nu știu ce fel de sticle s-au pupat la... Norwich, uite, are dreptate și Joao Costa, tot pe pagina de Facebook a emisiunii ne scrie. Eu mă așteptam să începeți emisiunea cu triumful lui Rafa, primul antrenor care pierde două finale de Cupa Intercontinentală cu două echipe diferite. Da, epocal. Da, mă, frate, eu am zis de când avea Rafa, nu putea să prindă un moment mai prost. Și era exact momentul în care nu te duci decât dacă ești Răzvan Lucescu. În rest, n-ai ce căuta acolo, să ți se pună toate în cărcă. Da, a venit exact cum a venit Dorinel Munteanu, dacă mai ții tu minte la Steaua. Ții minte perfect momentul. Bă, ăsta luase pe U Cluj atunci în Liga a doua. Bă, avea cel mai bun lot Clujul din Liga a doua, că tocmai retrogradase atunci din prima ligă de la noi. Bă, cel mai bun lot îl avea U Cluj și era praf și pulbere în campionat acolo, pe locul 11 sau 12 în Liga a doua. Bă, s-a trezit că la Steaua poate să vină să antreneze în Champions League și gata, a lăsat tot praf și pulbere, tot a lăsat acolo, nu l-a mai interesat nimic și s-a dus la Steaua pentru cât dracu asta, o lună sau două, cam atât, cât a stat și el de vreo 3-4 ori pe bancă în Champions League. Atât. S-a dus și el acolo, după care l-a dat afară și gata. S-a dus înapoi la Cluj. Eu mă mir că l-au mai primit aia înapoi. Dar eu tot acolo s-a dus și a încheiat așa mediocru sezonul, nu? Absolut nimic. Deci asta a fost, cam asta e și etapa pe care o parcurge Rafa Benitez. Absolut lamentabil. Eu am spus-o de când a sosit. Bă, nu vii așa. Da? Deci în momentul în care el a fost sunat, era pe acolo, pe la Arad, la Abu Dhabi sau unde era, în momentul în care aflase că ar putea să ia în calcul, să fie luat în calcul pentru a prelua Chelsea, gata, bă, s-a urcat pe avion, a fost aici, pe Heathrow, a fost în 2-3 ore, fără probleme, gata, venise, unde să semnez, nici nu mai conta foarte mult. După ce ai spus, să aducem aminte încă o dată chestiunea asta... Da, nu știu ce s-a auzit. După ce ai spus tu, Rafa Benitez, pe vremea când erai manager la Liverpool, că niciodată, never, ever, nu vei antrena, nu vei conduce o altă echipă din Premier League, că nu o antrenează el. Niciodată nu s-a pomenit așa ceva. De când știu eu fotbal englez, eu n-am auzit un manager să spună chestia asta. Eu de aici nu plec nici măcar să Sir Alex Ferguson, n-a zis, că nu s-a pus problema vreodată să antreneze pe altcineva. Nu, și chiar de Chelsea a vorbit, a numit clubul Chelsea, spunând că este un club pe care, din respect pentru Liverpool, nu l-ar antrena niciodată. Da, și se referea și la Chelsea și la Manchester United, că erau rivalele. Da, da, pe Arsenal n-a menționat-o. Bine, la United n-are loc, evident că nu l-ar chema nimeni acolo, dar pentru că i-a antrenat pe cei de la Liverpool, i-a condus.
Au fost zvonuri și la noi, să știi, în vara asta, înainte de Viaș Boaș. S-a mai discutat puțin, au fost așa câteva șoapte cu Rafa Benitez. Stăteam așa acolo, cumva, la poarta stadionului, dacă auzeam că se concretizează ceva și gata, mă urcam pe porți imediat. Băi, te cred, nu, las că face treabă bună băiatul ăsta la voi acum. Cum să nu, este extraordinar. I-am mai zis, la startul sezonului îi spuneau toți, lasă bă că vă lămuriți voi, lasă că vedeți voi cu Viaș Boaș cu asta, ce, că vă vorbește frumos, dar vă duce cu vorba. Stați bă liniștiți, n-ai, este cu totul alt club ce întâlnește Viaș Boaș la Tottenham față de ce a avut la Chelsea. Recunosc, l-am subestimat, dar eu zic să-i mai dăm un picuț de timp. L-am subestimat crezând că e loser și că... În afară de faptul că vine din Portugalia, n-are nimic în comun cu predecesorul lui Mourinho, că l-a deschis practic calea și pentru el. Dar uite că s-a descurcat bine. Știi ce face bine? M-a fi înșelat. De ce face bine Viaș Boaș? Are ochi în primul rând, știe care jucător nu mai merită locul în echipă și știe ăla care merită să aibă locul acolo. Da, deci asta știe să facă foarte bine. Uite că el l-a promovat, cum îți spuneam, la Porto și pe Atsu, ăla care devenise sezonul trecut cel mai bun tânăr jucător din campionatul Portugaliei. Este un om care se uită foarte bine, vede relațiile cu jucătorii, vede evoluțiile lor, le explică din ce cauză sunt puși pe bancă sau din ce cauză optează pentru altcineva. Are o relație foarte bună cu jucătorii și știe cum să îi apropie. Acum, la Chelsea ce s-a întâmplat a fost vorba de o cu totul altă etapă. Am mai explicat din ce cauza a ieșuat acolo. Pentru că probabil aproape oricine ar fi ieșuat. Acolo trebuia să fie cineva care să fie văzut ca o somitate absolută în lumea fotbalului, ca să poată să facă ce vroia Abramovici să facă la echipa, adică să scape de toți bătrânii ăia și să întinerească echipa. Păi era automat carne de tun AVB acolo și așa a și fost, pentru că nu poți. Tu puneai pe bancă sau tu scoteai din circuit niște oameni ca Lampard, Terry, Drogba și alții, dar nu ai cum să faci chestia asta, te schingiuie imediat. Na, și asta a și pățit-o el în momentul respectiv, când a început să pună din bătrâni pe bancă, s-a terminat. L-au distrus aia în vestiar, au început să trântească meciuri, au început să bage zâzanie pe vestiar. Cam așa s-a dus totul de râpă. Și problema lui Viaș Boaș a fost că i-a spus-o și lui Abramovici. Nu a avut susținerea lui. Adică asta i-a cerut să facă la începutul sezonului, după care a dispărut total Abramovici. Nici nu s-a mai preocupat de echipă, nu a mai transmis niciun mesaj vestiarului că băgați-vă mințile în cap, omul ăsta știe ce face, are 100% sprijin din partea mea. Nu, n-a fost. I-a cerut să facă chestia asta, după care a dispărut. Și prin februarie, pe acolo, l-a anunțat că e dat afară pentru că nu se obțin rezultate. Asta este Abramovici. E, situația diferită la Tottenham, unde Livi pur și simplu l-a întrebat pe Viaș Boaș când a venit ce vrea. Pentru că îi va da bani să facă ce vrea să facă. Și de asta, dacă vrei, cea mai bună dovadă este faptul că ar fi făcut transferul record din istoria clubului. În ultima zi de transferuri, am mai pomenit-o, erau 28,5 milioane de lire pe masă pentru Porto, pentru João Moutinho. El era ținta numărul 1 când a venit la club, ăsta a fost 1 trecut pe listă de Viaș Boaș, pe ăsta îl vreau. Și chiar urmăream foarte serios să văd dacă Livi va arăta încrederea asta antrenorului, dacă îl va aduce pe ăsta pe care îl vrea cel mai mult. A vrut să îl aducă, a dat banii, a picat din alte motive transferul, așa că sunt toate semnele care cu totul altă susținere aici la Tottenham decât a avut la Chelsea. Uite ce zice și Sevi, Andre Viaș Boaș a fost secundul lui Mourinho de la Porto la Inter, exact pentru calitatea asta, spionarea adversarului, urmăritul jucătorilor, scouterul, personal al managerului. Deci ce spunești tu că are ochi la futboliști? Da, se descurcă foarte bine și uite ce bine gestionează situațiile din lot. Da, uite înseamnă, ce bine... înseamnă totuși că afacerile le gestionează altceva. Altcineva, pardon. La ce afaceri te referi? Partea financiară, bugetul, administrarea resurselor. Da, el nu se ocupă cu chestia asta. Acolo este vorba, acum se ocupă Livi, dar la momentul ăsta se caută încă, e vacant postul de director of football la Tottenham. Acolo a fost discuția pentru readucerea ăstuia de la Liverpool, care a fost dat afară zi, cum îl cheamă francezul, Damien Comoli. Comoli. Așa, el era în discuții că ar putea să revină, mă rugam. Vezi, la United postul ăsta este doar onorific. Adică nu există că Ferguson nu se ocupă și de partea financiară. Bine, asta se întâmplă după un timp destul de bun pe care managerul petrece acolo la club. Sigur că dacă nu-i dai din prima totul pe mână, că nu știi, mai ales dacă e străin, nu știi dacă se adaptează sau nu.
Așa e și Wenger. Și Wenger poate să țină situația... Da, și Wenger e jupân absolut din punctul ăsta de vedere. Dar deciziile importante, acolo la Arsenal le iau cei din Consiliul de Administrație. Toate deciziile importante, pe când la United, în afară de tranzacțiile cu acțiuni și alte cele, totul trece prin... totul trece pe la Ferguson, ai nevoie de aprobarea lui. Da, acum ca să vorbim și despre meci, că uite, am intrat foarte mult în analiza echipelor. Tottenham Swansea a fost meciul care s-a terminat 1-0, într-un meci în care Swansea a jucat cu totul altceva decât aș fi așteptat eu să văd jucând echipa, cred că cu totul altceva și decât cei care îndrăgesc echipa Swansea nu se așteptau să vadă așa ceva, o autobază totală arătată de Swansea, toți jucătorii în apărare, la 40 de metri cel mai avansat om, Miciu, și în rest toți pe două linii acolo, patru oameni și apoi alți cinci în fața lor pentru a se apăra pe două rânduri în fața lui Tottenham. A fost o supraaglomerare dintre asta în care a reușit de câteva ori Tottenham să se afle în fața golului. A ratat, a fost o zi mai slabă a lui Jermaine Defoe, pe care am văzut-o ieri, dar până la urmă a venit golul dintr-o fază fixă, a picat cumva dreptatea în momentul respectiv, pentru că Swansea chiar nu jucase nimic, doar se apărase tot meciul. O partitură pe care nu așteptam să o văd. Dacă vrei, schimbarea față de meciul de la Arsenal, când a câștigat cu 2-0, Swansea stă în faptul că nu l-au mai ajutat pe Miciu prin a-i oferi un om în avamposturi, un om în fața lui cu care să combine. Acolo a fost Schechter, omul pe care l-a avut la sprijin în meciul cu Arsenal, și s-a descurcat foarte bine că a avut cu cine să combine. Ei, acum Miciu era cap de linie și n-a putut să le facă pe toate. A fost în situații cât de cât ok, dar nu asta e tactica pe care trebuia să o aplice Laudrup, și cred că s-a convins. La finalul meciului Swansea n-a avut nici măcar un șut pe poartă. Foarte slabă evoluție. Da, dar și golul vostru a venit foarte târziu, că am văzut partida. Minutul 75. Mă întrebam dacă mai reușiți. Așa mă întrebam și eu, mă uitam la meci și într-adevăr ziceam, se pot apărea aștia așa până la sfârșit? Erau multe blocaje, erau multe mingi în care era așa, bă, dacă scăpa aici un vârf de bocan cu un blocaj în ultimul moment, erau toate picau așa, în ultima secundă reușeau să blocheze, pentru că erau într-adevăr foarte mulți oameni în zona defensivă. Dar până la urmă a picat golul, a fost o fază suspectă de offside la acel gol din lovitură liberă, dar am o reluare foarte bună sau am un stop cadru foarte bun de la momentul executării lovitură libere. Din punctul meu de vedere nu pot să anulez un astfel de gol. Dacă l-ar fi anulat, ziceam, asta este ok, putea să-l și anuleze. Dacă nu l-a anulat, nu este. Nu e golul ăla pe care să zici că îl iei, nu este deloc clar. Este la limită. Vertonghen reușește cumva să se placeze destul de în regulă, dar un alt lucru trebuie să dea de gândit lui Laudrup, faptul că înaintea lui Vertonghen, în fața lui pe traiectoria balonului, au fost trei oameni de la Swansea și niciunul dintre ei n-au reușit să intercepteze balonul. Ok, am mai avut Queen's Park Rangers, Fulham 2-1, n-a că au bătut și ăștia pe cineva, Stoke, Everton 1-1 aici, așteptam mai degrabă la o victorie a oaspeților. Au mai rămas însă de jucat Chelsea, Southampton și Reading, Arsenal. Da, de seară este Reading Arsenal. Sunt foarte curios să văd ce poate să facă Arsene Wenger de seară. Este totul sau nimic. N-are cum acum să se împiedice de ei, pentru că totuși, în toate meciurile pe care le-au jucat în istoria confruntărilor lor oficiale, Arsenal-Reading, toate meciurile sunt câștigate de Arsenal. N-are nici măcar un egal scos Reading până la ora actuală, și problema la Arsenal stă în faptul că deocamdată n-au nici măcar o victorie în ultimele 6 deplasări pe care le-au jucat în toate competițiile. Sunt probleme la ora actuală la Arsenal și sunt curios să văd cum se vor descurca, dar n-au scuză dacă nu reușesc să bată. Măcar să scoți un egal, să nu te faci de râs. Totuși e ultima clasată. Și, iar tu, mă rog, în momentul de față nu stai foarte bine, dar ești totuși Arsenal Londra. Eu mai degrabă să știi că mă aștept, iartă un pic, Căline. Da, te rog. Mă aștept la o surpriză neplăcută pentru fanii lui Chelsea în seara asta. Cum i-am văzut eu jucând în ultimele etape, cine știe? Southampton joacă fotbal, dar nu știu de ce zici de seară, pentru că ei nu joacă, n-au meciul de seară dintre Chelsea și Southampton. Este anulat, este amânat pentru mai târziu pe parcursul lunii. E doar Reading Arsenal se joacă de seară. Am uitat de asta, eu mă uitam pe programare. Nu, era meciul programat, a fost amânat pentru prezența lor în Asia, dar se va juca mai încolo. La momentul de față avem doar un singur meci de seară. Uitați-mi cupa lui Spanac pe varză, intercontinental. Da. A, păcat în cazul ăsta, că au timp să-și revină. Dacă se juca în seara asta,
Da, oricum, știi cum e? Știi care e partea nasoală când ți se amână meciuri? Începi să pierzi locuri în clasament. Și una este să vii să joci de pe un loc 2, 3, alta este să începi să joci meciuri aflându-te pe locul 4, 5 sau pe acolo prin clasament. Dacă nu vor reuși să lege câteva rezultate bune și vor începe chiar cu restanța asta să fie cumva în minus față de celelalte competitoare, cred că va conta, pentru că nu este același lucru. Depinde și cândva a fost programat meciul? Nu știu să spun exact, hai că o să caut să văd pentru ce dată a fost amânat, dar... Dacă s-ar juca destul de repede, nu știu dacă au găsit dată în calendar, de pildă prin ianuarie, ar putea să perză sau să scoată Southampton un rezultat de egalitate, că ei nu-s chiar cotonogari, nu-s chiar ciobaniștea la Southampton, mai știu și cu mingea. Pe 22 decembrie se va juca meciul. E bine, este timp. Etapa următoare, Chelsea are cu Aston Villa. Stai să vezi, de nu ți-or pica. Cred că aveți șanse să treceți peste ei. După în momentul ăsta suntem la egalitate de puncte. Acum așteptăm și noi să vedem. Vor veni meciuri interesante. Pe ultima, viitoarea etapă, Tottenham joacă cu Stoke. Acolo să vezi meci. Cotonogarii ăștia sunt foarte pregătiți să poată să aibă un sezon foarte bun. David Moyes a și spus că îi vede cumva ca o echipă cu care să se bată la primele patru locuri, la un loc de Champions League, acolo, locul 4. Forțare. Nu joacă fotbal Stoke City. Da, dar se pare că a exagerat puțin sau a vrut să-i ridice puțin la un nivel în care să justifice faptul că, ok, am făcut un egal în deplasare. Dau 15 goluri marcate, cum să te califici în Champions League. Ei nu atacă poarta, atacă doar picioarele adversarilor. Da, lasă că mi-a plăcut cum au comentat și nu primesc pentru că joacă urât, joacă foarte, foarte urât, la rupere. Da, foarte agresiv. Eu înțeleg, nu-i condamn când ești o echipă mică și ăsta ți-e lotul, n-ai fotbaliști foarte tehnici, pricep. Dar în momentul în care îți iei nasul la purtare și spui că te luți pentru Champions League, devii ridicol. Da, dar mi-a plăcut cum au comentat și englezii la meciul ăsta cu Stoke, spunând că și-au dat autogol. Golul de 1-0, marcat de cei de la Everton, a fost un autogol, dar de Shawcross. Și au spus englezii, iată, așa dai gol la Stoke City. Poate reușiți, dar în orice caz aveți mai multe șanse să bate Stoke acasă decât să bată Chelsea acasă pe Aston Villa. Parcă asta e etapa următoare. La ce te referi? La meciurile care se joacă în etapa viitoare? Da. Acasă joacă Tottenham cu Stoke, iar Chelsea va juca cu Aston... stai așa puțin. Cu Aston Villa pe teren propriu, așa e. De-aia zic că aveți șanse să treceți peste ei, după aia vine meciul cu Southampton, al lui Chelsea. Cine știe, poate prindeți anul nou pe locul 3. Da, Chelsea va juca cu Norwich mai apoi. Da, ce drept intercalat această restanță pe care o au cu cei de la... Nu e ușor pentru ei, și un meci în plus, fizic mulți dintre ei nu mai stau atât de bine. Ce-am spus, aveți șanse. Dubios, nu știu. Aș vrea să trec pe final în revistă o știre foarte interesantă pentru faptul că a fost numit Bradley Wiggins personalitatea sportivă anului aici în Marea Britanie. El a primit practic sportivul anului în 2012. Trofeul a fost decernat ieri aici la câțiva kilometri de locul unde stau eu, la Excel Exhibition Center. Este aici o hală foarte mare de organizare de evenimente. Evenimentul s-a ținut aseară, a fost difuzat de BBC și Bradley Wiggins, câștigătorul Turului Franței și campion olimpic la ciclism, a fost omul care a primit acest trofeu de sportiv al anului. Și astăzi apare o altă știre foarte interesantă despre cum alocă statul fonduri, câți bani vor primi fiecare ramură, va primi fiecare ramură sportivă în 4 ani, din 2013 până în 2017, și pot să vă spun că ciclismul primește cei mai mulți bani de la stat în viitorii 4 ani. Două secunde, Călin, hai să continuăm discuția, dăm semnalul de oră exact. Sport Total FM. Este ora 17. Bani mulți pentru ciclism? Băi, englezii ăștia, de ce ori ține așa de tare la sănătatea fizică și mentală a națiunii? Că nu pricep. Vreau să spun că, uite, sunt 32 de milioane de lire care vor fi primite în 4 ani de zile de ciclism. Este ceea ce dă statul către ciclism în următorii 4 ani și este o sumă care crește de la 24,7 milioane la cele 32 despre care vorbeam. Fotbalul este pe locul 2,
primește 30 de milioane, ei cresc de la 25,6 milioane de lire la cele 30 și mai sunt sporturi interesante care primesc bani, netball primește 25,3 milioane de lire sterline, atletismul primește 22 de milioane de lire sterline, cricketul, oameni buni, cricketul primește 20 de milioane de lire plus 7,5 milioane către fundația de cricket, rugby-ul primește 20 de milioane de lire, badminton, oameni buni, primește 18 milioane de lire de la stat în următorii 4 ani. Și mai avem golf, care primește 13 milioane, hockey-ul primește 12 milioane, cred că e hockey-ul ăla de iarbă. Da, 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 păi sigur. Așa? Gimnastica primește 11,8 milioane de lire, sunt bani. Nu știu dacă sunt bani ăștia în România, cel puțin investiție pentru gimnastică. Nu știu dacă ăștia noștri au bani ăștia. Nu, 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 nici vorbă. Așa, ăștia de la canotaj primesc, caia canoe, așa, de la canotaj, da, primesc 8,2 milioane de lire, triatlonul are 7,5 milioane, baseball-ul, mama dracului, primește 3 milioane de lire și restul, nu știu, fii atent, orientare turistică și asta are 2,3 milioane de lire. În rest, mi se pare ciudat sau uite, ne explicăm din ce cauză nu există Marea Britanie în handbal, sunt 1,2 milioane de lire pentru 4 ani de zile care se dau către handbal, să nu vă așteptați că poate să primească sportul ăsta vreun sprijin. Păi nu, dar au dreptate, noi am mai vorbit despre asta, Căline, și împreună cu Gheorg, de pildă. Bă, frate, dacă vrei să investești în sport, tu, stat, indiferent despre care țara lumii vorbim, mai întâi studiezi și tu resursele umane și materiale pe care le ai la dispoziție. Îți pui oamenii competenți să facă un mic studiu, să vezi ce calități are poporul. Da? Spre ce ramuri sportive te-ai putea îndrepta? Da? Dacă vorbim despre Kenya, clar, te bagi în atletism, probele de semifond. Dacă ești, uite... Aia prin America Centrală. Sprinter, frate. Așa și englezii. Dacă au studiat problema și au constatat că nu au talent, nu au calitățile fizice necesare pentru așa ceva, le-ar lipsi baza de selecție, firește că nu investesc. Asta ar trebui să facem și noi. La noi, după ce că-s puțin bani, se și împrăștie în 100 de milioane de direcții în sporturi care niciodată n-au adus și nu vor aduce medalii României. În loc să investești doar în alea în care știi că ai fost cel mai bun. Da, păi atenție, mai dau o dată de exemplu. Handbalul în Marea Britanie va primi în următorii 4 ani 1,2 milioane de lire, în vreme ce 2 milioane de lire va primi basketul în scaun cu rotile. Deci asta este încă o metodă prin care statul ne arată că într-adevăr sprijină și ceea ce înseamnă jocurile paralimpice, ce a însemnat tot evenimentul ăsta, sunt bani care se vor da mai departe. Integrarea în societate, eu am mai vorbit despre oamenii cu dizabilități, într-adevăr Marea Britanie este cu totul altceva. Da, exact de asta se și face. Bă, totul e bine gândit și bine calculat, ea nu aruncă banii degeaba, știu de ce, cheltuiesc într-o zonă sau altă. Da, așa este. Aici vorbim despre integrare socială. Ăștia iau lucrurile în serios. Bravo lor, de ce să bagi bani în handbal? Uite, noi românii am fi buni la handbal, că am și fost. Dar noi nu-s bani. Păi, dar uite dacă am fi buni la handbal. Noi dăm bani, noi împrăștiem banii, avem 151 de milioane de federații de arte marțiale, mai mare râsul. Bă, frate, și în zona asta artelor marțiale au fost rezultate în 3 sau 4 discipline. Dă-le bani doar ălora, nu tuturor. Nu, sau în orice caz, bă, direcționează banii către aia care chiar aduc performanțe. Că dacă ciclismul este de la top în momentul de față în Anglia, primește cei mai mulți bani. Are așa și la noi, ar trebui să investim în canotaj, în caia canoe, în handbal, în gimnastică, dar luăm la toate sporturile, vedem unde am fost mari și tari. Celelalte, asta e, tăticul, subțire, pe dacă n-am câștigat nimic. La noi se merge după ce e popular, nu la ce e competitiv. De-aia foarte bun exemplu dat de tine. Englezii, la Marea Britanie, și-ar putea permite, de pildă, să investească în toate sporturile. Au buget. Dacă adun sumele pe care le-ai pomenit, tu, ajungem departe. Dar uite că n-o fac. Păi dacă ăia, bogați, nu fac prostia asta, noi care suntem săraci, de ce o facem, bă, frate? Da, la noi, într-adevăr, e pe multe cumetrii, pe multe prietenii. Exact. Pe relații politice și pe așa, și cu presiuni și cu șantaj, dacă e nevoie. Eu sunt convins că în birourile noastre se stă la pândă, se stă la cotitură, se afle cine e numit acolo, cine e numit dincolo, ca să vezi, bă, dacă îl pun pe ăla, ne-am scos. Ne dă ăla, bă, dar las că știu eu. Nu-i nimic, ăla e cumnat cu vărul ăsta, las că vorbim. Păi da, și așa se face că primește 50 de mii ăla de la popice. Băi, o sumă mică, dar de ce să-i dau?
Să nu înțeleagă cineva că... Îi dau tot lumbelul la gimnastică, mă, ăia 50 de mii, că știe ce să facă. Să nu înțeleagă cineva că noi spunem că n-ar trebui să primească vreun sport banii ăștia. Noi spunem doar că aia care sunt chiar performanți și aia care chiar pot să ne reprezinte la un mare nivel, la un înalt nivel, sunt aia care trebuie să fie sprijiniți în cu totul altă măsură. Ba nu, Călina, ești te contrazic. Eu chiar asta vreau să spun. Educația fizică este importantă. Aici e cu totul și totul altă discuție. Pentru educație fizică și pentru sport de masă este obligatoriu să aloci surse, fonduri, să construiești stări, terenuri, piste pentru ciclist, pentru când vine vorba despre sport de performanță. Nu! Nu mai este obligatoriu. Mai întâi construiește ceva, arată-mi că e serios. Mâine mi se pune pata și înființez și o federație. Federația de vorbi la microfon. Mă duc și cer bani. Să zicem că trec, iau toate aprobările necesare, da, pe prietenii, pe nu știu ce, îi ameninț că îi înjur în timpul emisiunii, mi-am luat toate alea și vreau bani de la stat. Păi de ce? Mai întâi să arăt că suntem printre cei mai buni la proba aruncată cu microfonul. Da. Și după aia mă duc să cer bani. Eu exact asta spuneam. Bă, n-ați avut rezultate, mai ales că-s federații înființate de zeci de ani. Îmi pare rău, tăticu. Înseamnă că sportul ăsta nu prinde la noi, nu avem calitățile necesare, nu avem resurse umane și materiale. Fă-ți rost din mediul privat, în definitiv vorbim despre sport de performanță, chit că e sport de amatori. Păi de asta am dat exemplele, ca să înțeleagă și dacă ne ascultă cineva din ce înseamnă planificarea sportului într-o țară europeană. La noi nu există așa ceva. Cam așa se face, se planifică un buget, uite, 2013-2017, se dau publicității aceste bugete, pot fi verificate cheltuielile și cum anume se fac. Nu e nimic, la noi e o tărășeală dintre asta în care nu știi, auzi o sumă care poate să reprezinte orice. Deci la ce înseamnă la noi, eu n-am văzut niciodată să putem să urmărim ce înseamnă că li s-a alocat ălora nu știu cât, o sumă X. Nu știi ce se întâmplă mai departe cu ea, habar nu ai cum se împarte, unde se duce, cine câștigă, ce avantaje sunt, ce li se oferă sportivilor din acei bani. Nu se poate, nu? Aici toate sunt documente publice, chestiile astea, nu sunt nimic confidențial, nu sunt contracte dintre astea de care n-ai auzit, nu e absolut nimic, nu se întâmplă așa. Și de-aia sunt foarte deschiși, de-aia vin în Parlament, aduc bugetele astea și le dau publicității, sunt foarte, foarte deschiși, foarte transparent. Până la urmă sunt banii publici. Dar la noi multe se fac din banii publici cu prietenii, cu metrii pe care n-ai putea să le aduci în contracte date la televiziuni sau în media. Da, așa este. La noi nu se vor schimba lucrurile astea. Nu există o politică la nivel național pentru așa ceva. Aștept oricum ziua în care la orientare turistică se dea și în România vreo 2,3 milioane de lire, astăzi vreo 2,5 milioane de euro, se dea așa la orientare turistică. Bă. Dar sunt, oricum, turiste avem în România foarte multe, din ce știu, sunt profesia de turist există absolut la nivel de țară în România, așa că nu văd de ce să nu avem. La noi n-ar avea succes oricum orientarea turistică, se făcea pe vremuri pentru că prostul de acum are senzația că merge cu GPS-ul și prin munte sau prin pădure. Du-te tu cu GPS-ul, tăticule, să vezi dacă te descurci acolo, că nu o să ai semnal. La noi nu-i nevoie de așa ceva și nici nu-i perceput ca un sport. Probabil mulți se gândesc că e vorba vorbim despre excursie aici. Da, mai așa pe potecuța marcată, nu? Da, exact pe dos. Dar nu, da, mai contează acum. Dar noi suntem praf. Praf și pulbere, să nu mai aud aia cu apocalipsa, că la noi nu vine oricum. Poate să vină la alții. Nu vine, stai să vezi. Se fac praf și pulbere și mai așa ăștia, le se duce drag cu toată reputația. Ei n-au mai apucat să continue calendarul săracii, că i-au masacrat spaniolii. Nimeni nu înțelege chestiunea asta. Spune, departamentul PR va fi devastat la Maiași după 21 decembrie, toată lumea va fi pe ei, călare, s-a distrus tot ce înseamnă tradiția asta maiașilor, s-a dus pe apa sâmbetei. S-a dus, bine că maiașii din vechime au mai rămas, totuși, bine că ăia n-au mai apucat zilele astea să vază cât de mult ne-am prostit, deși am evoluat enorm din punct de vedere tehnologic, la capitolul tărtăcuță suntem mai rău decât strămoșii noștri în momentul de față, atât de comozi am devenit. Călin, ce să zic, îți mulțumesc încă o dată. Ca de obicei mi-ai fost de mare, mare ajutor. Așteptăm să vedem Reading cu Arsenal. Zici că Chelsea cu Southampton nu se joacă. Da, e mai astăzi încolo pe parcursul lunii. Păcat, și oricum păcat, ar fi fost să... mi-ar fi plăcut, iartă-mă, mi-ar fi plăcut să se încheie etapa asta și cu înfrângerea celor de la Chelsea. Ar fi fost așa...
Da, oricum vreau să invit pe cei care ne ascultă să fie împreună cu noi și de seară cu Narcis Drejan. Împreună vom fi în formulă completă cu Georg Lorenz din Germania, cu Ionuț Tătaru care va analiza Italia, Alex Baba din Spania. Vom fi în formulă completă pentru de seară. Ne puteți asculta și de la Fluier Final după ora 7, ora României. Ceea ce recomand cu căldură, fraților, dar până atunci mai avem câte ceva de spus. Ceva mai târziu poate vom reuși să intrăm în direct și cu colegul nostru din Germania, Georg Lorenz, să vedem ce s-a mai întâmplat și pe acolo. Deocamdată, după o oră și mai bine de vorbăraie, cred că a sosit timpul să ascultăm și un pic de muzică. La italieni ca la noi, din unele puncte de vedere, sigur că la ei există fotbal totuși. Și dacă ne uităm la meciurile din campionatul lor, vedem și lucruri interesante. În schimb, teoria conspirației și acolo pe primul loc, bineînțeles, acuzați tot cei de la Juventus. Odată intrat în gura lumii, nu mai ești. Calomniază, întotdeauna va rămâne ceva, cum era vorba aceea. Așa și cu Juventus Torino, cei de la Inter se plâng în continuare că sunt calotați, că ei ar fi trebuit să câștige. Trupa lui Stramaccioni se consideră victima erorilor arbitrilor în ultima lună și jumătate. Una peste alta, Juventus pe primul loc, 41 de punctișoare, de punctulețe, și Inter abia 34. Situația asemănătoare cu cea din Germania, unde Bayern München, cu toate că a făcut doar egal pe teren propriu, este în continuare pe primul loc la distanță mare. Așa că despre Germania și despre Bundesliga, Erste și Zweite, vom vorbi în continuare. L-avem pe colegul nostru, încă nu avem pe colegul nostru Georg Lorenz, dar ajungem și la el cât de curând. Să-l felicităm în primul rând pentru că a intrat Frankfurt. A câștigat în deplasare, mi se bătuse ochiul drept și știam chestia asta, după cum știam că Liverpool, bănuiam că Liverpool o să piardă partida. De când cu teoriile conspirației și cu apocalipsa am început și noi să devenim superstițioși ca babele. Criză de nervi așadar. Stramaccioni mai avea un pic și la, probabil că s-a și luat la bătaie cu cineva în cele din urmă. Criza de nervi după eșecul cu Lazio 0-1 pe Olimpico. Juve 7 puncte înainte. Dar despre Italia și Spania vor vorbi colegii noștri la Fluier Final ceva mai târziu. Noi acum discutăm despre ce se întâmplă în Germania. Bună seara! Bună seara! Sau mai bine zis, ce s-a întâmplat, că nemții au fost harnici și n-au amânat meciuri. Nu se joacă astăzi. La englezi se mai întâmplă din când în când, numai că țin să se achite cât de curând. Se joacă astăzi, am dins în Liga 2, este Liga ultimul 2. Meci din Liga 2, Braunschweig cu Union Berlin. Pentru Braunschweig este un meci important pentru că a pierdut peste noapte primul loc în fața echipei din Berlin. Hertha însă, dacă astăzi face cele 3 puncte, ceea ce, după părerea mea, ar fi absolut normal, vor reveni pe primul loc în clasament. Totuși, Union Berlin pe locul 6... Cum ar fi fost să le vedem și pe Hertha și pe Union Berlin în Erste Bundesliga? Union a fost vreodată atât de aproape, s-au jucat în prima ligă germană, nu știu, mă gândesc. Nu. Probabil cu foarte mulți ani în urmă, este o echipă berlineză care a activat prin campionatele din fostul RDG, însă în Liga a doua germană, în Zweite Bundesliga, cum o numim noi, nu a fost încă niciodată așa în față. Da, este într-adevăr o revelație cum se comportă această echipă și nu numai ea, mai este și echipa din Allen, care de fapt este nou promovată, adică există mișcare, cum s-ar spune, și în Liga a doua, din partea așa ziselor echipe mici. Echipa asta și-a schimbat denumirea sau exista și pe vremea Republicii Democrate Germane? Exista, însă mi se pare că a avut și un alt nume. Așa, în detaliu, nu cunosc istoria ei, însă știu că este o echipă care are în primul rând susținători și sediul în partea estică, cum a fost a capitalei germane în Berlin. Și știam că au susținători răi, ba chiar au un fetiș fanic de la Union Berlin cu gările ale adversarilor, că în Berlin nu dau foc, da? Prin alte orașe. Între timp îi întrec aia de la Dresden, de la Dinamo Dresden, aia sunt cei mai răi acum și poate unii dintre determinanții acestui val de măsuri și de concepte în ce privește securitatea pe stadioane și în incinta lor. Cum spuneam, Dresden este marea problemă a campionatului, dar poate că se va rezolva din mers, pentru că echipa stă foarte slab pe locul 16, pe un rog de relegație, de baraj, și nu este exclus ca ei să părăsească această Liga a doua. Da, Hertha pe primul loc în Zweite, apoi a intrat Braunschweig, meci în seara asta cu Union Berlin, Kaiserslautern, aștia au fost
pe vremuri și în cupele europene, mi-amintesc despre ei, Energiei Cotbus, pe aici au fost români, dar pe cuvânt da, de Vlad Munteanu și cu Sergiu Radu au ținut echipa asta în spate până când au fost transferați pentru bani mulți la Wolfsburg și se poate spune că de atunci această echipă din Cotbus a luat-o permanent în jos, cum în jos au luat-o și cei doi băieți români care n-au mai găsit după aceea forma lor la niciuna din echipele pe unde au activat, fie Wolfsburg, fie Aachen sau Köln și așa mai departe. Discutam despre echipe de primă ligă sau, mă rog, echipe care au activat mulți ani în prima ligă, mai mult sau mai puțin de la caz la caz, uite, FC Köln văd pe locul 9 în liga a doua. VfL Bochum mai să se ducă spre retrogradare în următoarea ligă. Este un lucru care este un fenomen pe care îl observăm practic de ani de zile și cu foarte multe excepții. Echipele care cad din prima ligă suferă un practic un impact în liga a doua, unde se joacă ceva mai tare. Și trebuie spus că multe dintre ele nu reușesc să treacă peste această situație. Sunt puține echipele care reușesc de la un an la altul să revină, cum a fost, de exemplu, Eintracht Frankfurt anul trecut, cum a fost Hertha cu un an în urmă și cum probabil va și în acest an. Majoritatea au această problemă a acomodării cu condițiile noi din Liga a doua și multe dintre ele suferă profund. Duisburg și Bochum, pe care le-ai amintit, sunt cele mai bune exemple. Se crede că echipa din Köln va reuși până la urmă să urce încă ceva, însă locul pe care se află și mai ales diferența de puncte de un loc promovant sunt acum 16 puncte, este enorm de mult, dar poate că prinde un loc de baraj, locul al treilea, și își face speranțe să revină în Bundesliga. Uite, remarca colegul nostru Alex Baba, Alex Tikitaka, în Spania liderul 9 puncte avantaj, la fel în Germania, în Italia Juventus 7 deja peste locul 2, campionate moarte, cum s-ar zice din punctul ăsta de vedere. E valabil raționamentul în Germania, e suficient pentru Bayern München, par să nu poată fi oprit de cineva. Este interesant, anul trecut, să ne reamintim puțin, Dortmund a avut un handicap de 3 puncte la sfârșitul turului. Campioană de toamnă în sezonul anterior a fost tot Bayern München, cu 3 puncte diferență, nu cu 9 cum are acum. În retur, însă, Dortmund a făcut poate cel mai bun retur posibil din istoria acestei echipe. A avut 15 victorii, grosso modo sunt 45 de puncte, și a reușit să termine campionatul cu un avans de 8 puncte. Cu alte cuvinte, a recuperat față de Bayern 11, este o cifră senzațională. Învățând din această experiență tristă pentru echipa bavareză, sigur, nici cele 9 puncte sau, să zicem, 12 care sunt acum față de Dortmund nu pot fi liniștitoare și, practic, Bayern, ca să fie sigură de poziție și de titlu, trebuie să continue acest rid grecesc pe care l-a reușit până acum și să joace la victorie fiecare meci. Sigur că vor mai fi probabil câte o înfrângere, poate că va mai fi și câte un egal. Important este ca ea să rămână pe această linie crescândă, pe această linie victorioasă și să își facă meciurile așa cum și le-a făcut și până acum. Da, la fel pare să fie situația și în Spania cu Barcelona de neoprit sezonul ăsta. În Italia, Juventus. În Anglia, le spuneam colegilor, încă nu s-a jucat. Problemele pe care le are Sir Alex Ferguson în apărare, plus mijlocul terenului, pot la un moment dat să-și pună amprenta asupra evoluției, mai ales dacă se accidentează Wayne Rooney și, mai cu seamă, Van Persie. Van Pounds, da, în Anglia, totuși, să ne gândim puțin, cu câteva etape în urmă, Manchester United și City erau practic umăr la umăr. Acum totul sunt 6 puncte, astea sunt 2 victorii diferență, ceea ce nu este puțin. Este adevărat că Manchester a pierdut mai multe meciuri decât City, dar în ansamblu, după părerea mea, eu am văzut acum ultimul meci jucat de Manchester City, mie mi s-a părut echipa asta absolut sub nivelul așteptărilor și mai ales sub nivelul jucătorilor pe care îi are. Sigur, ea a câștigat la Newcastle, însă, în general, nivelul fotbalului jucat de această formație mi se pare destul de modest. Modest, într-adevăr. Acum, revenind la etapa din Bundesliga, din Erste Bundesliga, felicitări pentru victorie. Am avut eu o premoniție.
în ceea ce privește meciul care s-a jucat la VfL Wolfsburg acasă. 2-0 a fost o partidă, din punctul tău de vedere, ușoară, controlată. Problema se pune în felul următor. Eu menționam în avancronica de vineri seara că Armin V, antrenorul lui Frankfurt, spunea că echipa se deplasează la Wolfsburg cu dorința și cu, mă rog, cu pretenția de a câștiga acest meci. Și pe mine m-a surprins puțin, nu numai pentru faptul că echipa din Wolfsburg se află în o anumită revenire după ce acest Lorenz Günther Köstner a preluat echipa, dar mai ales prin prisma faptului că Frankfurt nu a câștigat niciodată la Wolfsburg. Nici în campionatul de acum 2 ani, nici cu acum 7 ani, n-a câștigat niciodată. Și dintr-o dată să obții un asemenea rezultat mi s-a părut puțin exagerat. Adevărul este că echipa din Frankfurt a făcut acolo exact jocul care trebuia să-l facă. A atacat de la primul fluier, surprinzând pur și simplu echipa locală prin această manieră de joc. Sigur, imediat la început, Wolfsburg a avut ocazie foarte bună de a marca prin acest golgeter olandez, Dost, la o pază a lui Diego. Părea să meargă totul pe făgașul cu care ne-am obișnuit în ultima vreme. Însă Frankfurt a replicat, a luat în serios toate duelurile pentru balon și acest lucru a fost esențial și a reușit să marcheze la un corner. Fazele fixe pe care le joacă Frankfurt sunt foarte importante pentru că echipa are jucători foarte buni care se înalță la baloane înalte și în mod deosebit acest Alex Meyer, un jucător care se află de 10 ani în serviciile la Eintracht Frankfurt și în fața căruia doi coechiperi au făcut un fel de zid, el s-a înălțat la cap și a trimis balonul în poartă fără absolut opoziția vreunui adversar. Golul a surprins enorm echipa locală și câteva minute mai înainte am văzut una din fazele rare ale fotbalului, un fault. N-aș spune că a fost foarte voluntar, poate că a fost chiar involuntar, dar un fault neobișnuit produs de acest Josue, unul dintre închizătorii echipei din Wolfsburg, care l-a lovit pe Ocean, cum să spun, acolo unde pe bărbații doare cel mai mult. Adică cu piciorul întins a fost un fault grosolan, indiferent că el a vrut sau nu a vrut. Sigur că arbitrul Gagelman n-a avut prea multe de ales, singura soluție era cartonașul roșu și dintr-o dată echipa din Wolfsburg s-a trezit cu un om în minus. Lovitura liberă a fost executată imediat, a fost deschis Aigner, a pasat paralel cu linia porții în fața lui Inui și 2-0, cum s-ar spune, în 6-7 minute s-a scris istoria acestui meci, pentru că în continuare Wolfsburg n-a mai găsit nicio soluție pentru a contracara iureșul echipei din Frankfurt, care a stăpânit terenul, a administrat, cum s-ar spune, jocul așa cum trebuie, a avut o superioritate clară la șuturi, la cornere, la posesia mingii. Cu alte cuvinte, a jucat ca și cum ea ar fi fost pe teren propriu și nu echipa din Wolfsburg. Realizând 30 de puncte, trebuie spus că Frankfurt este o surpriză enormă pentru toată suflarea fotbalistică. Practic se află pe un loc de Champions League, un loc de calificare pe care nimeni nu l-ar fi bănuit la începutul sezonului. Și se pare interesant ceea ce spunea Schwegler, Patrick Schwegler, capitanul echipei, care întreba din nou de presă, cum facem cu locul ăsta pentru cupele europene, a spus, în momentul în care avem 40 de puncte și ne-am asigurat rămânerea în prima ligă, putem să discutăm despre orice și despre cupele europene, însă până atunci, intenția noastră este în continuare de a ne feri de retrogradare. Sigur că o situație realistă care contribuie și ea la succesele echipei, pentru că echipa a rămas cu picioare pe pământ. Luăm o scurtă pauză, rămâi okay. Te rog. Mie îmi zice nașu, ciobănașu, ciobănița îmi zice și torero sau superforjă. Eu nu folosesc armament sofisticat, eu bat măr cu bâta și răpun ursul cu pumnul. Îs proiectat să trăiesc cât o legendă. Nu s-a gen secret, dar am un secret.
Larva Albina. Un energizant autohton cu funcție revitalizantă, tonifiantă și regenerativă. Contribuie la echilibrul hormonal, îmbunătățește fertilitatea bărbaților și optimizează funcția sexuală. Nelipsit în situații de stres. Un remediu natural prin Hofigal. Larva Albina. Tonus. Autohtonus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Gustul de fructe alese îți dă îndată tot ce-i bun. Dacă natura e cu tine, totul e bine. Cântă acum. Giusto, giusto, giusto natura. Un buchet de fructe ține. E răcoare pentru tine. Întotdeauna giusto natura. Minim 6% fructe. Grăbește-te să prinzi nopțile reducerilor bombă la mii de produse. Pe 17 decembrie, doar 3 ore între 21 și 24, ai până la 30% reducere la electrocasnicele Roenta, Mulinex și Tefal, 20% reducere la mâncarea pentru animale și 20% reducere la carnea tocată proaspătă. În plus, întreaga zi ai cașcaval Carrefour Discount la doar 19,50 lei kilogramul și cafea măcinată Jacobs Krönung 250 de grame la doar 9,99 lei. Carrefour vă urează să sărbători fericite! Cele peste 500 de agenții public bet din toată țara vă așteaptă zilnic cu cea mai variată gamă de pariuri speciale. Bet Plus, Extra 200, pauză sau final, marcator corect și duel sunt doar câteva dintre tipurile de pariuri gândite special pentru voi de public bet. Pentru cunoscători, echipa public bet de lux oferă o ambianță unică iubitorilor de sport, noile săli fiind dotate cu monitoare pentru vizionarea competițiilor sportive, ruletă electronică și bar. Public bet, cele mai mari cote, cea mai variată ofertă. Regina apelor minerale, alături de tine de peste 200 de ani. Borsec, izvor de energie. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM. Așadar, o surpriză plăcută în acest sezon. Eintracht Frankfurt în acest moment pe locul 4, dar de fapt împarte poziția a treia cu Borussia Dortmund. Ambele echipe au câte 30 de puncte. Leverkusen pe 2, la doar 3 puncte distanță. Și eficienți în atac, mă rog, un număr cam mare de goluri încasate în dreptul celor de la Eintracht Frankfurt, dar atâta vreme cât au înscris de mai multe ori și au obținut 30 de puncte, nu cred să fie așa o mare problemă. Adică există la Eintracht probleme în linia mediană sau în apărare, așa cum vedem la Manchester United, de pildă. Echipa din Frankfurt a început campionatul cu o pereche de fundași centrale, așa cum și-a dorit-o antrenorul. Este vorba de acest Zambrano, un jucător peruan care a mai jucat, de fapt a fost adus din Peru de Schalke, apoi împrumutat la San Pauli undeva în Liga a doua. Și Eintracht l-a adus din nou în prima linie. Colegul său este Anderson, un brazilian care a jucat cândva la Mönchengladbach și cum acolo a fost rezervist, era vrut să plece, a venit la Frankfurt unde se simte minunat. Când joacă cei doi, de regulă golurile căzute sunt puține. Numai că nenorocirea a fost că Anderson s-a accidentat, Zambrano a fost și el accidentat, iar odată suspendat pentru cartonașe. Cu alte cuvinte, cei doi nu au reușit să joace în această alcătuire decât jumătate din meciurile, mai exact 8 meciuri din cele 17 care au avut loc în campionat. Înlocuitorii, că a fost acest norvegian de Mido, sau a fost Butcher, sau a fost juniorul Kemp și așa mai departe, întotdeauna au lăsat goluri în apărare și acest lucru s-a resimțit. Se speră ca după vacanța de iarnă, după această scurtă vacanță de iarnă, cei doi să revină. Anderson este refăcut din accidentare, Zambrano la ora actuală nu are probleme de cartonașe și acest lucru să revigoreze apărarea. O vom ști cu siguranță deja în primul meci, care este derbiul etapei la ora respectivă. Este vorba de întâlnirea Leverkusen în Frankfurt, care va avea loc la 19 ianuarie și unde în fața acestei ofensive puternice pe care o are echipa din Leverkusen, mă gândesc aici la golgeterul actual al campionatului, la Kiesling sau la colegul său de linie Schürrle, vom ști exact la ce nivel se prezintă
defensiva echipei din Frankfurt și sper cel puțin ca cele spuse de mine să se confirme și echipa să primească în viitor mai puține goluri. Sigur că aceste 33 de goluri marcate la egalitate cu Leverkusen o situează pe poziția a treia în ce privește eficacitatea, ceea ce nu este puțin. Mie mi-este drag orice meci care semnă cu 4-3 mai mult decât 1-0. Așa e, mai ales când știi că problemele se pot rezolva. În la United nu e chiar aceea situație și mie mi-e drag să văd că se înscriu multe goluri, dar mă gândesc ce se va întâmpla în momentul în care se vor accidenta cei doi corifei din atac, Rooney și Pouncey, sau unul dintre ei va sta pe tușă. Pentru că, practic, echipa stă în jocul celor doi în momentul de față. Da, asta este o problemă, Andy, cu care trebuie să se confrunte fiecare echipă. Nu, niciuna nu este ferită de accidentări, de suspendări, oricând se poate întâmpla ceva. De aceea este și o problematică în campionatul german, dacă ne uităm la Bayern, de pildă, că aproape pe fiecare poziție este o dublură. Și nu o dublură de formă, ci o dublură de valoare. Asta este și... Are și un alt aspect, este, cum s-ar spune, partea cealaltă a monedei, pentru că jucători de mare valoare este greu să-i ții pe tușă și nu poți să joci mereu cu aceiași jucători. Din fericire, acest Jupp Heynckes s-a găsit totuși o posibilitate, o metodă, echipa fiind prezentă și în trei competiții în același timp, să mai ruleze, cum s-ar spune, să rotească puțin lotul, în așa fel încât eventuale animozități sau nemulțumiri să fie... în păcate prin utilizarea jucătorilor de la un meci la altul în altă formulă. Paza bună trece primejdia rea, cu alte cuvinte. Dacă Eintracht Frankfurt e o surpriză plăcută, Hamburg este una neplăcută sau era de așteptat? Hamburg a început foarte slab acest campionat. Trebuie spus că s-a aflat și pe ultimul loc. În primele 6 etape n-a mers nimic acolo. Însă a fost adus salvatorul, acest Rafael van der Vaart, care și înainte a dus echipa în spate. O echipă relativ tânără este această formație din Hamburg, care nu a avut niciun moment un jucător care să o coordoneze, să o ducă înainte, cum s-ar spune, cu idei și cu soluții în joc. Sigur că prezența lui Rafael van der Vaart a schimbat multe, echipa a reușit să câștige și în deplasare și acasă, să revină la un anumit nivel și, după părerea mea, locul 10 pe care loc pe la ora actuală este conform valorii și prestației echipei. Sigur că de la un meci la altul trebuie analizat un pic diferit. Meciul care l-au jucat sâmbătă la Leverkusen, echipa a capotat în apărare, este acest dublu Mansien-Westermann care nu a funcționat aproape deloc și de fapt acolo au căzut golurile pe partea centrală a apărării, Kisling 2 goluri, Schürrle 1 și dacă nu era portarul Adler, fostul portar al naționalei, scorul putea să ia proporții. Însă cred eu că Hamburg este pe un drum bun. În ultimele 3 etape Van der Vaart n-a jucat fiind accidentat, acest lucru se resimte în randamentul echipei și probabil că în primăvară vor reuși să consolideze o poziție la mijlocul clasamentului. Sigur că, după părerea mea, campionatul german devine tot mai simplu, în sensul că se vor lupra probabil 3, 4, 5, 6 echipe pentru titlu și locurile pentru competițiile internaționale, iar de la locul 7 până la locul 15 se vor lupta echipele pentru un loc în zona mediană, pentru că așa cum arată clasamentul la ora actuală, Augsburg și cu Fürth par să fi rezolvat problema retrogradării, iar probabil pentru Hoffenheim va rămâne singura speranță să se mențină pe acest loc de baraj și să spere printr-o corijență, să spun așa, mai târziu să salveze pielea și să rămână totuși în prima ligă. Pare să fi fost și din punctul ăsta de vedere o etapă fără surprize, sau mă înșel? Problema asta cu surpriza am mai discutat-o noi, că este destul de greu să spui în Germania ce este o surpriză, însă pentru mine este fără discuție o surpriză căderea surprinzătoare și adâncă chiar a echipei din Gelsenkirchen, Schalke. Dacă ne uităm, la un moment dat aceasta era pe locul 2, la egalitate multe etape cu Frankfurt,
a făcut câteva meciuri foarte bune, echipa a cunoscut una dintre cele mai mari succese din activitatea ei, dacă ți-aduci aminte, a câștigat la Dortmund cu 2-1, a câștigat la Dortmund, este ca și cum ar fi câștigat titlul mondial, așa de mare este importanța acestei confruntări, în, deosebit în sufletul suporterilor echipei din Gelsenkirchen, după care echipa a căzut etapă de etapă, n-a mai făcut până ultimele 8 meciuri, a făcut 5 puncte, 8 ori, 3, 24 de puncte posibile, 5 puncte realizate, este o antiperformanță practic și răbdarea, mă rog, conducerii și a suporterilor a cunoscut și a margini, în sensul că duminică antrenorul Hugh Stevens a fost practic concediat și, deși avea contract până la finele sezonului, a trebuit să-și întrerupă munca. Este o situație destul de dificilă, care a fost explicată într-o conferință de presă ținută duminică la prânz, cu destulă greutate suporterilor, pentru că, în general, spectatorii au considerat că echipa este de vină, echipa nu aduce rezultatele corespunzătoare și este un țap ispășitor acest Hugh Stevens, care de fapt a salvat echipa într-o perioadă când ea nu avea antrenor, a reușit să o califice în sezonul trecut în Champions League, Champions League în care echipa, după cum se știe, a câștigat grupa. Cu alte cuvinte, o comportare națională și internațională fără cusuri, care însă în ultimele 7-8 etape nu a mai continuat. Și sigur că știm, am mai discutat acest lucru, veriga cea mai slabă, lanțul slăbiciunilor, este întotdeauna antrenorul, jucătorii valorează bani, jucătorii sunt, cum s-a spune, valoarea și investițiile echipei, un jucător nu va fi dat niciodată afară, în cel mai rău caz va fi vândut undeva, însă antrenorul este cel care stă la dispoziția conducerii și care poate fi mișcat din loc. În acest sens se poate explica înlăturarea lui Stevens și situația care există la Schalke, de altfel o situație care nu își găsește remediu probabil nici în sezonul de primăvară, pentru că antrenori nu sunt, practic nu poți să iei un antrenor de cu ieri și să-l pui în fruntea echipei, nici în Bundesliga, nici în străinătate, să aduci un mai antrenor ca să stea prin treabă nu are niciun sens, motiv pentru care deocamdată va lucra cu echipa un antrenor relativ tânăr, Jens Keller se numește, lucrează la echipa U17, Keller este cunoscut în special din perioada de jucător de la Stuttgart, a jucat fundaș de margine, acolo a făcut licența de antrenor, a lucrat cu succes pe la centru de tineri și copii, se consideră că este un antrenor cu perspective și Schalke, care practic multe nu are de pierdut, va încerca să meargă mai departe cu acest Jens Keller. De altfel, la Schalke există încă fel de fel de presupuneri, sunt niște zvonuri. Vreau să spun doar, Andy, cred că vei fi de acord cu mine, că în fotbal, dincolo de goluri, cele mai frumoase sunt zvonurile care țin atenția suporterilor încordate și dau posibilitate de discuții. E bine, la Schalke se spune că există intenția de a-l aduce ca antrenor pe Thomas Tuchel, antrenorul lui Mainz, care n-a zis nici da, nici nu. A spus doar că este o chestiune care trebuie discutată, care trebuie așteptată și așa mai departe, adică este un fel de, nu știu, dar poate, cum echipa din Schalke se gândește chiar la posibilitatea aducerii lui Armin Fee, antrenorului Frankfurt, pe care Horst Held, actualul manager al echipei din Gelsenkirchen, îl are practic ca un fel de prieten de pe vremea când cei doi au lucrat împreună la Stuttgart. Sigur, nu este o posibilitate de neluat în seamă. Antrenorul lui Frankfurt are contract doar până la 30 iunie 2013 și dacă în ianuarie-februarie vor eșua sau nu vor avea loc tratativele pentru prelungirea contractului, atunci această posibilitate vis-a-vis de Schalke va deveni absolut posibilă și verosimilă. Cei din Frankfurt speră că acest lucru să nu se producă și există argumente pentru că Fei a alcătuit această echipă din Frankfurt, a promovat cu ea în prima ligă, are succese, cum s-ar spune, sunt mulți tineri pe care, în care vede o anumită perspectivă de dezvoltare și nu există succes mai mare pentru un antrenor să vadă
rezultatele unei echipe clădite și formate de el. Dar, repet, argumente sunt în toate direcțiile și chiar dacă există încă... Na, sper că n-am pierdut legătura. Oricum, luăm o scurtă pauză până reușim să remediem. Frankfurt și decât cea din Mainz și oricum ar putea oferi unui antrenor și satisfacții pecuniare mai importante decât echipele la care cei doi activează. E cam atât despre Schalke. Bun, hai să luăm o scurtă pauză acum. Mai devreme am avut senzația că s-a întrerupt după câteva secunde. Să dăm semnalul de oră exactă. Am uitat să... Cred că am uitat să menționăm Bayer Leverkusen Hamburg 3-0. Totuși poate n-am apucat să spunem rezultatul. Am zis doar cine au marcat golurile, dar n-am zis scor. Ok, cât despre Schalke, vreau să fiu și eu un picuț răutăcios. Nu vreau să fiu ipocrit, precum colegii care spun. Nu vrem să fim răutăcioși. Obiectivul în actualul sezon competițional pare să fi fost ăsta. Să-i batem pe cei de la Borussia Dortmund. Că după aia s-au cam oprit un picuț. Așa este. Revenim imediat. Sport Total FM. Este ora 18. Și-au îndeplinit obiectivul, asta este situațiunea, ar mai fi o echipă tot așa prezentă destul de jos în clasament, pentru dacă ne luăm după sonoritate, după numele mai cunoscute pe aici prin estul Europei, când vorbim despre campionatul Germaniei, VfB Stuttgart, de pildă, este pe locul 9, nici ei într-o situație foarte grea, dar nici foarte bună, cei de la Stuttgart. Până la urmă, nu cred că se vorbea despre VfB Stuttgart ca despre echipă care se poate bate la titlu. În orice caz, au pierdut cu Mainz, n-ar trebui să fie o surpriză dacă ne uităm în clasament. E oarece distanță între ele, poate nu neapărat la numărul de puncte, ci dacă ne uităm la locurile pe care sunt plasate. În orice caz... echipa din Stuttgart, Andy, are o problemă similară cu cea din Frankfurt, în sensul că apărarea nu este suficient de stabilă. Dacă te uiți, echipa din Stuttgart a primit 28 de goluri, destul de multe, aș spune, pentru că cei doi fundași centrali, acest Maza și Niedermayer, sunt și ei oarecum soluții de moment. Unul dintre titulari acestui post este acest Taschi, care a avut mai multe accidentări, a avut suspendări, când joacă, când nu, mi se pare că nici n-a jucat mai mult de jumătate din meciurile de până acum și acolo echipa este foarte vulnerabilă. Indiferent ce eforturi fac în față Harnik sau Ibisevic sau Traore, adică jucători de atac, Gentner, jucători de atac și care de fapt marchează golurile pentru această formație, golurile din mijlocul apărării sunt de nereparat și acest lucru s-a văzut și meciul de la Mainz, unde este, deși Stuttgart a luat conducerea cu 1-0, în continuare însă gazdele au construit cu răbdare exact în această zonă mediană. Nicolai Müller, care a marcat 2 goluri pentru Mainz, a pătruns exact acolo cu mingi trimise în adâncime între cei doi fundași centrali și a marcat 2 goluri frumoase, ceea ce au confirmat constatarea, nu este numai a mea, este și a unor comentatori mai apropiați de echipa din Stuttgart, care văd aici o mare problemă. Dacă mai adăugăm și faptul că acest mexican Maza a declarat că el nu se simte bine la Stuttgart, ci vrea să plece cu orice preț acasă, în Mexico, înseamnă că echipa va trebui să-și caute de urgență un fundaș central care să facă față acestei poziții, mai ales că, cum știm, în primăvară Stuttgart va lua parte în cupele europene în continuare, pentru care s-a calificat și de acum au loc meciuri eliminatorii, deci nu se poate repara nimic așa cum a reparat Stuttgart în grupă cu Steaua sau cu Copenhaga și așa mai departe. S-au descurcat însă ceva mai bine sau ceva mai rău cei de la Greuther Fürth cu egalul ăsta acasă. Le-ar fi trebuit o victorie. Da, însă asta n-a rezolvat prea mai nimic. În derbiul bavarez, rezultatul de 1-1,
a fost foarte slab pentru ambele echipe, însă din punctul de vedere al ligii a fost rezultatul optimal, pentru că ele și-au împărțit punctele, au irosit chiar un punct și distanța față de locul 15, unde se află Wolfsburg cu 19 puncte, s-a menținut de 10 puncte, ceea ce este liniștitor pentru această grupă mare de care vorbeam, acest mijloc al clasamentului. Dacă ne uităm între locul 15 și locul 7, sunt doar 6 puncte, ceea ce sunt absolut două victorii, două înfrângeri. Cel mai interesant moment în Bundesliga este evoluția aceasta în zona mediană. Hannover, Hamburg, Bremen, Düsseldorf, de la o etapă la alta se schimbă locurile, nimeni nu rămâne pe poziție, tocmai pentru că această diferență de puncte este atât de mică, și de aceea zic eu că lupta pentru locurile, pentru competițiile europene, în special pentru locurile 5-6-7, cele care asigură participarea la Europa League, vor fi încă foarte, foarte disputate și foarte spectaculoase în sezonul de primăvară. Mai departe, Fortuna Düsseldorf-Hanovra 2-1, nu cred că am vorbit încă despre meciul ăsta. Aici, iarăși, distanța între cele două nu e foarte mare. Până la urmă, e un rezultat normal. A fost un meci cu o desfășurare curioasă și curioasă a fost în primul rând pentru faptul că echipa din Hanover a reușit în sfârșit, după mai multe evoluții slăbuțe, să se prezinte la un nivel bun. Numai că echipa din Düsseldorf, dacă există așa ceva în fotbal, a avut pur și simplu noroc. Practic, într-un meci care se îndrepta spre o egalitate, zic eu, necontestată și absolut meritată de ambele echipe, această echipă din Düsseldorf nu întâmplător se numește Fortuna, zeița a fost de data aceasta de partea ei, a beneficiat de o lovitură liberă discutabilă, dar mă rog, acordată de arbitru la vreo 22 de metri de poartă, și acest Ilze, pe care n-am dat niciodată doi bani să spun așa, este un jucător oarecare din echipa din Düsseldorf, a șutat imparabil la Payangen, aducând victoria echipei sale cu circa 7 minute înainte de final, la care Hanover nu a mai găsit pur și simplu nicio replică, deși a dominat în ultimile minute, a avut ocazii, dar cumva nu s-a mai legat posibilitatea golului. Apropo gol, în echipa din Hanover joacă un jucător african, Diouf se numește el, venit, dacă bine mi-aduc aminte, de la Tottenham sau de la Newcastle, de undeva din Anglia a venit el la Hanover. E bine, am văzut o execuție ca de kilogramă, deschis la marginea careului, a luat mingea pe piept și și balonul a căzut, acel drop goal pe care știm noi cum se marchează și cum se numește, a marcat din drop goal un gol senzațional cu piciorul drept, care după părerea mea va fi probabil golul acestei etape sau în orice caz poate golul acestei luni decembrie. Meciul a fost plăcut, ce n-a fost plăcut este starea terenului din Düsseldorf, dar cei de la Hanovra, care pe scara terenurilor proaste se află imediat pe locul 2, probabil că s-au simțit totuși bine. Echipa din Düsseldorf are un stadion modern, are un stadion care se închide complet și asigură chiar și în miez de iarnă o temperatură interioară de 18-19 grade, însă starea gazonului este mizerabilă. Mă mir că încă Liga de Fotbal și Federația nu au intervenit în sensul de a obliga această echipă să-și repare terenul de joc, pentru că și în acest sens există niște reguli destul de clare în ce privește desfășurarea meciurilor. N-am vorbit încă despre un meci care vreau eu neapărat să-l amintesc o clipă, să-mi iau și o notiță. Așa, este vorba despre meciul dintre Hoffenheim și Borussia. Poftim? Da. Hoffenheim și Borussia Dortmund. Așa cum a început jocul, am avut impresia că în sfârșit echipa din Hoffenheim și-a găsit cadența. A jucat ofensiv, cu multă abnegație, s-a părut că și formația ideală a fost găsită, adică a fost o impresie plăcută față de alte meciuri. Însă Dortmund are câțiva băieți care reușesc să facă joc, cum a fost acest Götze,
Să-și închipe ascultătorii noștri, acesta a primit o minge la marginea căruia de 16 metri, absolut lateral, o poziție din care de regulă nimeni nu șutează, ci pasează spre interior sau își deschide un coleg, adică încearcă ceva, îi vine acest Gheoțe, a dat drumul dintr-o dată, absolut neașteptat, la un șut care aproape că a șters bara în interior și s-a dus în gol fără nicio posibilitate de apărare pentru portarul Castells. Ei bine, acest lucru s-a întâmplat în minutul 26 și a schimbat total desfășurarea meciului. Parcă au fost paralizați cele la Hoffenheim și deși au reușit să egaleze la un moment dat prin șiploc, vreo 9-10 minute mai târziu, s-a văzut clar că șansa lor în acest meci este nulă și, într-adevăr, în continuare, Hoffenheim a reușit în repriza a doua, în mai puțin de 10 minute, să tranșeze clar rivalitatea. Dortmund a vrut neapărat să câștige acest meci, mai ales după acel insucces de acasă în fața lui Wolfsburg. Povestea o știm cu acel 11 metri care a fost acordat la un Lenz care n-a fost, eliminarea lui Schmelzer și așa mai departe. Un joc care a lăsat rădăcini destul de adânci și neplăcute, mai ales în ce privește arbitrii. Prietenul nostru comun, Wolfgang Stark, nu a fost programat în această etapă, era de altfel și de așteptat. Și, în general, arbitrajele au fost în această sâmbătă, duminică, oricum de o calitate superioară față de etapa anterioară. Și în fine, am mai avut Werder Bremen cu FC Nürnberg, foarte multe partide în această etapă, între echipe situate aproape una de cealaltă în clasament, cum este și în cazul celor de la Bremen și Nürnberg. Da, meciul ăsta a avut o anumită tradiție, au fost foarte multe meciuri egale între cele două echipe, dacă bine mi-aduc aminte vreo 20, atât că s-a mai adăugat un meci egal. Dar a fost un meci curios, pentru că echipa din Bremen a avut cea mai mare parte a timpului inițiativa și o inițiativă, aș spune, copleșitoare, doar două cifre. Șuturi la poartă, 26-9 pentru Bremen, cornere 9-1, adică ce vrei mai mult decât aceste cifre, ele relevă cât de puternică a fost presiunea echipei locale. Dar nu a marcat. Au fost bări, au fost intervenții senzaționale ale acestui portar Schäfer, care de multe ori și-a salvat echipa și, ca din nimic, oaspeți au dat gol în minutul 82 prin Gebhardt și se părea că din acest rezultat de egalitate, până la urmă, gazele nu vor cuceri niciun punct. Ele au rămas în atac, a reușit să marcheze prin Petersen un gol susceptibil, cel puțin, de offside. Cei din Nürnberg au protestat vehement, s-a consultat arbitrul de centru cu cel de margine, antrenorii au intrat până pe linia de margine a terenului, s-au evit discuțiile, au continuat și după meci, dar până la urmă a fost 1-1, rezultat care prea puțin a servit celor două echipe, pentru că Bremen a rămas cu 22 de puncte, Nürnberg cu 20, adică ele rămân în treimea inferioară a clasamentului. Cum spuneam, însă, nu au emoții deosebite, de vreme ce Hoffenheim, Augsburg și Fürth stau așa cum stau în acest clasament. Mă ruga unul dintre prietenii noștri, George Schilfan, al fotbalului german, dacă ne mai poți spune ceva și câte ceva și despre Cupa Germaniei. Da, Cupa Germaniei urmează să aibă loc mâine și poimâine. Suntem în faza optimilor și acest optim încheie de fapt sezonul fotbalistic de toamnă. Marți au loc 4 meciuri, iar miercuri alte 4. Drepturile de transmisie pentru aceste jocuri aparțin aceluiași post de televiziune Sky, care transmite Bundesliga. Însă ARD, acest post, să zicem, de stat sau public, are însă întotdeauna posibilitatea de a transmite câte un meci. S-ar putea întâmpla ca și în străinătate, poate și în România, să fie preluat ceva din acest program, pentru că meciurile sunt foarte interesante. Mâine
adică marți, de la ora 20, ora României, se întâlnesc Schalke cu Mainz. Este un meci extrem de interesant, poate cel mai interesant din această etapă, pentru că Mainz câștigă, se află sus, se află într-o bună formă, iar Schalke, am vorbit destul despre această formație, are problemele pe care le are și comentatorii așteaptă ca noul antrenor Jens Keller să găsească tocmai în acest meci de cupă posibilitatea de a se afirma cumva și de a intra în această nouă postură cu un rezultat bun. Un joc dintr-o echipă din Liga 3-a, Karlsruhe și Freiburg, are loc de asemenea de la ora 20. Karlsruhe este una dintre echipele bune din Liga 3-a, sigur că în tradiția acestui club și acestui oraș în ce privește fotbalul este cunoscută, dar Freiburg este una dintre revelațiile acestui campionat. Dacă ne uităm la clasament, vom vedea că Freiburg este chiar foarte sus în clasament. Și joacă bine în deplasare, adică aș vedea-o chiar în stare să câștige la Karlsruhe, dar meciul va fi foarte aprig. La ora 21:30 au loc alte două meciuri, Kickers Offenbach, o altă echipă din Liga 3-a, întâlnește Fortuna Düsseldorf. Este un meci deschis, nu m-ar mira în mod deosebit dacă Kickers Offenbach a reușit să câștige. Ar fi important această victorie, în primul rând pentru Ari Van Lent, probabil că ție și ascultătorul spune acest nume ceva, sunt fost internațional olandez, care este antrenorul acestei echipe din Offenbach și care cam stă în pragul concedierii pentru că echipa nu reușește să se ridice la nivelul aspirațiilor conducerii. Toată lumea s-a așteptat ca Offenbach să promoveze în Liga a doua, deja anul trecut, este al doilea an în care se face această încercare. În sfârșit, tot la ora 21:30 are loc meciul zilei între Augsburg și Bayern München, un meci care probabil că va fi câștigat de Bayern, zic eu mai mult ca sigur, dar rămâne totuși un derby bavarez. Augsburg se află doar la vreo 70-80 de kilometri de la nord de München, vor veni foarte mulți spectatori cu echipa oaspete și acest meci este transmis de ARD în direct, cum spuneam, de la ora 21:30. Miercuri sunt alte patru meciuri. Cel mai interesant este probabil cel dintre Dortmund și Hannover de la ora 21:30. Două specialiste în meciuri de cupă, ambele sunt prezente în primăvara europeană în competițiile europene, Dortmund în Champions League, Hannover în Europa League. La aceeași oră, Stuttgart întâlnește Köln. Köln joacă în Liga a doua, dar cupa are regulile ei, sau mai exact, nu are regulile ei, orice rezultat este posibil. Însă, seara de miercuri începe la ora 20 cu alte două partide și ele deschise oricărui rezultat după vărea mea. Wolfsburg primește vizita vicecampioanei de toamnă Bayer Leverkusen, în timp ce la aceeași oră Bochum întâlnește 1860 München, o întâlnire de asemenea de tradiție între două foste echipe cu stagii în prima ligă și în special echipa münchenesă este apreciată ca o specialistă în cupă, așadar s-ar putea să câștige la Bochum. Cert este că există șanse ca și în faza sferturilor una sau alta din echipele de categorie inferioară, îmi spuneam că există două din Liga a treia prezente în această fază a competiției și trei din Liga a doua, să reușească și ele să se califice mai departe, mai ales că în confruntările între echipele din Bundesliga, aminteam Schalke, Mainz, Augsburg, Bayern, Wolfsburg, Leverkusen și Dortmund, Hannover, oricum una dintre ele, adică din cele 8-4, vor părăsi competiția în această fază. Această cupa a Germaniei continuă în primăvară, în februarie au loc sferturile de finală, în aprilie semifinalele, iar finala la 1 iunie ca întotdeauna programată la Berlin. Prima ligă germană când intră în pauză? Vineri 18 ianuarie are loc primul meci al returului. Vom vedea atunci un început de asemenea foarte interesant, zic eu, va fi vineri seara. Schalke-Hannover este meciul de deschidere al returului și
un alt meci pe care și amintisem de fapt mai înainte, care va avea loc în această etapă, în această prima etapă, va fi Bayer Leverkusen Frankfurt, care la ora respectivă va fi cu siguranță derbiul etapei prin prisma locurilor ocupate de cele două echipe. Începe așadar returul și în Germania, în Anglia a început deja, în prima ligă engleză. Mulțumim, Gheorghe. Nu știu dacă mai avem un minut numai, aș vrea să mai spun ceva. Da, te rog. Aseară a avut loc un spectacol neobișnuit, nu este fotbal, este sport în general, și anume la casinoul din Baden-Baden, unde în mod tradițional are loc desemnarea celor mai buni sportivi ai anului din Germania. La acest sufragiu participă 1500 de colegi ziariști de specialitate în domeniul sportului și această manifestare a fost transmisă integral de postul de CDF, a fost un spectacol într-adevăr deosebit de frumos, la un nivel înalt de prezentare, și au fost desemnați, cum spuneam, sportivii anului în Germania. La femei a câștigat Magdalena Neuner, care probabil nu este un nume necunoscut, este poate cea mai bună biatlonistă din acest deceniu, din acest secol, care însă s-a retras la vârsta de numai 25 de ani după ce câștigase tot ce se poate câștiga, dedicându-se vieții de familie și profesiei. Ea a fost urmată de două sportive și ele cunoscute, jucătoarea de tenis Angelique Kerber și atleta Lili Schwarzkopf, și a medaliată cu argint la Jocurile Olimpice. La bărbați, pe primul loc s-a clasat Robert Harting, această forță a naturii, arugător de disc, campion olimpic, european, mondial, care a câștigat și la Londra în acest an, urmat, surprinzător oarecum pentru mine, pe locul 2, de Sebastian Vettel, triplul campion mondial la Formula 1, și de un gimnast, Marcel Guen, mai puțin cunoscut, dar cu multe performanțe valoroase în acest sezon. În sfârșit, se stabilește de regulă în fiecare an și cea mai bună echipă a anului. Această echipă este formația de canotaj 8+1 a Germaniei, campioană olimpică, și care a realizat performanța neobișnuită de a fi câștigat 35 de regate consecutive, ceea ce practic numai la această luptă între Cambridge și Oxford se cunoaște, dar sigur este cu totul altă competiție. Cum spuneam, iar pe locurile 2 și 3 s-au clasat acest dublu de beach volleyball, Julius Brink, Jonas Reckermann, respectiv echipa națională masculină de hockey pe iarbă, care și ea a devenit la Londra campioană olimpică. Interesul pentru această manifestarea a fost enormă, aproape 10 milioane de spectatori au urmărit aseară transmisia directă de la Baden-Baden. Chiar mi-am propus în această iarnă, mai ales că o să intrăm în pauză competițională cu fotbalul, să vorbim și despre sporturile de iarnă care se transmit în România. Acum nu știu exact câți privitori sunt, dar în orice caz eu găsesc că e plăcut să urmărești. Da, Eurosport în mod deosebit este prezent practic la fiecare sfârșit de săptămână cu întreceri de biatlon, schi nordic, schi alpin, săniuțe, bob, biatlon, într-adevăr, sărituri de la trambulin, adică pentru cei care îndrăgesc sportul de iarnă, paleta de transmis este foarte largă și, a spune eu, chiar foarte interesantă. Mulțumim încă o dată, Gheorghe, ne auzim săptămâna asta, sper să reușim să luăm legătura cât mai des, în orice caz ținem legătura și vedem când ai și tu timp, ca să mai discutăm despre ce se întâmplă prin cupă, prin Cupa Germaniei și nu numai. Luăm o scurtă pauză, revenim. Hai să ne mai și distrăm un picuț la final de emisiune. Președintele Gloriei Bistrița, Jean Pădureanu, a anunțat că se va retrage din fotbal și a precizat că formația ardeleană este de vânzare. 99.ro este site-ul care ne anunță chestiunea asta. Informația e preluată cumva de la prosport.ro, dar fără senzațional, extraordinar, tragic, șoc sau șocant. Renunț cu cea mai mare plăcere la echipă, spune tata Jean, pozând în victimă. M-aș bucura să scap de ea.
Nu-i frumos să spui asta după ce echipa asta te-a făcut bogat. Sunt bolnav și nu mai pot. Gata, mi ajunge. Trebuie să găsesc pe cineva să preia echipa fără bani. Cine vrea să preia activul și pasivul, mâine dau clubul, fără să cer vreun ban. Acum, problema este următoarea, să nu fie ca la Rapid și pasivele să intre în proprietatea lui Jean Pădureanu. Dar de ce să preia și pasivele, domnul Pădureanu? Nu poate să preia numai activele? Că în fotbalul românesc așa ați procedat dumneavoastră și colegii de breaslă. Ați mutat activele și activul, cum spuneți dumneavoastră, de pe o firmă pe alta. Nu mai merge numai așa de simplu, a murit Francu. E bolnav, săracul. Aia lasă că voi ați îmbolnăvit fotbalul românesc, e în comă. În momentul de față nu prea se văd semne de redresare. Că se mai califică din când în când Steaua sau CFR Cluj în primăvara europeană, e altă mâncare de pește. La Steaua încă se mai merge din inerție pe tradiția echipei și pe, bineînțeles, pe numărul mare de suporteri, iar la CFR Cluj mai sunt ceva bănuți. E ambiția aia lui Pascani sau a cui o fi, a lui Tesari, nu mai contează cine și cum. În fine, asta vrea tata Jean. Păi, atunci de ce nu găsești un cumpărător dacă ești mata așa bine intenționat? Până acum ce ai păzit? Ce vrei să dăm noi anunț pe internet? Vând Gloria Bistrița. Nu luați în serios declarațiile lui tata Jean. Sunt exact precum declarațiile lui George Copos. Tradiții în satele din Moldova, cine pune mâna pe lopată pentru zăpadă are ghinion toată viața, scriu colegii de la Times New Roman. Etnologii au găsit o explicație perfect logică pentru adversitatea oamenilor din satele moldovenești față de lopata pentru curățat zăpadă. Dacă n-ar fi dășchis la crășmă, poate că ar pune mâna și pe lopată. Într-adevăr, multe se întâmplă acolo, poate o să avem timp să ne facem timp să vă povestim. Auzim de la prieteni, de la prietene, tot felul de chestiuni care se întâmplă pe acolo, pe acolo prin Moldova. Un ținut părăsit, se pare, de generația mai tânără, în bună măsură, în mediul rural, cel puțin. Au rămas doar bătrânii care, văzându-se singuri, fac numai prostii și prostioare și că într-un sat au ajuns să se combine bărbații de 94 de ani, că ea mai sunt într-o comună în apropiere de Prut, cam în dreptul Iașului, bărbații de 94 de primăveri cu femeile de 65. Că ei au mai rămas. Păi cine să pună, tăticule, mâna pe lopată? Dar, într-adevăr, la ei sunt întotdeauna probleme. Vin inundațiile și iau casele cu totul, de ce nu și lor muta ceva mai în spate, mai în fundul curții, cum se zice. Când vine zăpada, n-are cine să o dea. Bă, e adevărat, drumurile ar trebui dezăpezite de administrația națională, prin interpuși, desigur, prin subcontractanți, ca să mă exprim așa intelectual, dar în curte n-are cine să-ți facă moșule, sau un balcon. Tradiția diferă de la zonă la zonă. În Buzău se crede că celui care atinge lopata îi se usucă mâna pe loc. În Vaslui, în schimb, atingerea lopeții ar face pe oameni alergici la alcool. În alte zone se știe doar că folosirea lopeții atrage nenorociri asupra celui care pune mâna pe ea, dar și asupra întregii lui familii, explică etnologii. Mi-a zis mie bunicul, povestește un buzoian de 82 de ani, că a existat un om care, drept pedeapsă pentru că a pus mâna pe lopata, a murit înainte de terminarea iernii. A fost îngropat cu un țăruș în inimă de frică să nu-i bântuie pe ceilalți săteni și să-i transforme în oameni care își dau singuri zăpada din curte la o parte, într-adevăr, nenorocire mai mare acolo, nici că s-ar putea găsi. Glume și bancuri la sfârșit de an. Iată câteva glume despre bancherii din România. Pentru a veni în întâmpinarea cererii tot mai crescute în rândul bancherilor, guvernul pregătește programul Prima Celulă. Pedepsele pe care le vor primi bancherii vor crește lunar în funcție de evoluția Euribor sau, și mai simplu, în funcție de cum îi se scoală băncii. Celula sau celulele în care vor sta bancherii la pârnaie nu vor fi ale lor, ci ale băncii. Abia după 30 de ani de rate vor deveni celulele lor. Bancherii români sunt atât de săraci că n-au avut bani nici măcar să fugă în Brazilia cu meleoanele pe care le-au furat. Dau tunuri și fură de milioane de euro în rate, nu tot deodată, sau în leasing. Iau milioanele, merg cu ele 3 ani și pe urmă le dau înapoi, că nu mai au resurse. Bancherii români o să ceară să facă pușcăria în euro, așa e de 4,5 ori mai mică decât în lei. Totuși, pentru a sta la adăpost de surprize, Banca Națională a României îi sfătuiește să aleagă din start.
să facă pușcăria ori în moneda în care au salariul, ori în moneda în care au furat. Bancherii vor găsi imediat clienți cărora să le plaseze anii de pușcărie la un preț convenabil și, în fine, nu vă faceți probleme. Dosarele întocmite de procurori sigur conțin niște clauze în favoarea bancherilor, alea scrise cu litere mici. Odată în revistă, știrile zilei, Corinthians, pentru cei care n-au urmărit meciul, nu se culcă cu găinile și nu se trezesc cu purici. Corinthians a câștigat pentru a doua oară campionatul mondial al cluburilor. O competiție hilară, cupa intercontinentală mai avea o semnificație. 1-0 în finala de la Yokohama cu Chelsea, așa rău a ajuns Rafa Benitez, mai bine nu și-a mâna etapa din Premier League. Între timp, la campionatul european, Muntenegru, la campionatul european de handbal feminin, Muntenegru a învins Norvegia câștigând titlul. Catarina Bulatovi, jucătoarea Olchimului, a ieșit și golgheteră, de unde se vede că uneori mai face și noi transferuri reușite, dar în handbal, atenție, nu în fotbal. Helmut Ducadam, ia uite ce văd eu aici, învins de Gina Pistol la poker, mai mare rușinea, în weekend, un turneu de poker dedicat reprezentanților presei. A participat și fostul atacant Alexandru Pițurcă, da, băiatul lui Nea Piții, s-a clasat pe locul 2. Pe primul loc Gina Pistol, îmi dau seama ce oameni inteligenți sunteți. Apocă îți trebuie și un picuț de materie cenușie dacă v-a bătut tocmai Fufi. Maxim rămâne până în vară la Pandurii. Impresarul lui a spus că e decizia jucătorilor. Domnule, nu pot să-l condamn. O fi steaua echipa momentului, dar e Gigi Becali acolo. Până la urmă, poate la vară prinși tu un contract printr-o țară de-asta exotică, te duci pe un bănuț și nu-ți face viața imposibilă un individ ca ăsta. Mutu a rămas fără antrenor, în curând va rămâne și fără echipă. Alex Dupont a fost demis de la Ajaccio. Normal, fraților, Orsoni, în urma rezultatelor slabe înregistrate, l-a zburat pe Dupont de acolo. A rămas Mutulică singur și așa nu face mare brânză. Și că la fotbal, tenis suntem tari, la campionatele mondiale am cucerit 11 medalii de aur din 11 posibile. Dar, păcat însă că nu fotbalul, tenis este sportul rege, ci fotbalul. Ăsta așa cum îl știm noi, soccerul, cum îi spun americanii. Nu știu dacă însă așa în derâdere sau nu, dar în orice caz aducea soccer, chiar dacă nu se scrie la fel. Dar în orice caz, față de fotbalul american, e departe. Fotbalul ăsta inventat în Europa. Și cam asta ar fi pe ziua de astăzi. Restul sunt doar bârfe, zvonuri, șușanele, nu merită să le băgăm în seamă. Intrăm într-o perioadă în care se vor juca puține meciuri. Rămân câteva campionate din Europa care își mai dispută partidele și despre ele probabil că o să vorbim ceva mai târziu. Știrea cu Jean Pădureanu nu o băgați în seamă. Petarde și fumigene de genul ăsta am mai mirosit noi în fotbalul românesc. Nu mai pot, sunt bolnav, vai de mine, vreau să mă retrag, a spus Jean Pădureanu, dar să vină cineva să preia clubul. Adică cel de sus sau cel de jos, nu se știe cine. Dacă ar fi ținut atât de mult la clubul ăsta, care, repet, l-a făcut un om bogat și a adus o notorietate pe care altfel cu fața aia n-ar fi câștigat-o niciodată. Cu fața aia rămâneai tăticul la strung, dar nu că la strung trebuie să muncești. Stai un pic. Mai subțire cu fura. Mai furt o piesă, două, da. Așa că lasă-ne, domnul Pădureanu. Vezi izmata de treabă în continuare acolo la Gloria Bișnița. Mai ai încă prieteni în fotbal românesc. Cât va fi condus de Sandu și Dragomir, îți vei găsi locul. Dacă nu în Liga 1, atunci în Liga 2. Ce? Asta era o problemă pentru Mata? Între timp și Adrian Michitelu continuă voicăreala pe ecranele televizoarelor cu decizia curții de apel. Și asta se consideră victimă. Cu toții sunt victime ale sistemului. Sistem inventat și întreținut tot de ei. Nu veți fi însă victimele Sport Total FM dacă veți asculta Fluier Final, emisiunea lui Narcis Drejan, realizată împreună cu colegii noștri din Italia, Spania, Germania și Anglia. Vă recomandăm până atunci. Însă noi ne reauzim mâine. Până atunci o să vedem ce se mai întâmplă. Se mai joacă ceva meciuri seara asta, nu foarte multe. Despre ele vom vorbi mâine. Să aveți o seară cât mai plăcută.